Caragiale, Fantasticul. Scenariu radiofonic de Constantin Codrescu, inspirat de proza fantastică a lui Ion Luca Caragiale. Partea întâi. Luați-vă lumea, luați-o, oamenilor, a voastră să fie ca moștenire în vecii vecilor și frățește vă împărțiți. S-au repezit care mai de care cu mâinile întinse să-și apuce partea. Plugarul se duse spre roadele câmpului. Vânătorul porni să-și caute arcul. Neguțătorul saci plin. Vierul damigene și butelci. Croitorul, cizmarul, pescarul, tâmplarul. Fiecare cu îndeletnicirile lui. După ce se isprăvise împărțeala, cel care se credea a fi stăpânitorul puse strej la poduri și drumuri și zise: acum dați-mi dijmă! Iată, vine și poetul din depărtări. Nimic nu mai rămăsese de apucat. Vai, Doamne, Doamne, eu singur am fost uitat. Eu cel mai supus copil al Tău, Doamne. Dacă Te-ai desfătat în lumea visurilor, ce stric eu? Unde erai când s-a împărțit pământul? La Tine eram. Ochiul meu țintea la fața Ta, urechea mea la armonia cerurilor. Iartă sufletului care, îmbătat de lumina Ta, nesocotii cele pământești. Ce-i de făcut? Nimic de acolo nu mai e al meu. Toate le-am dăruit. Vrei tu să trăiești în cer meu? Vino când dorești, oricând bucuros îți va fi deschis. Ei, acum mai du-te pe pământ și te mai plimbă. Doamne, eu aș zice să-l primești și să-i dai și lui ceva, că prea a rămas fără parte pe lume. Și să-i dau, Petre? Nu i-am spus că nu mai am ce-i da, dacă au luat ăilalți tot. Eu stric dacă umbla gură cască și n-am mers și el la împărțeală. Poate să mijlocim pe pământ vreo slujbă. Nu e de slujbă, el e delicat. Atunci ceva bani. Nu îi trebuiesc, e dezinteresat. Vreo decorație. Se supără, Doamne, e și mândru. Mi-am găsit beleaua acum ăsta. Doamne, eu știu ce i-ar trebui. Ce? Nu-i lucru mare. O cutie cu penițe, un clondir cu cerneală și trei topuri mari de hârtie. Dă-i-le și să scăpăm de el. Da. Primește, fiule, darurile Domnului. Îți mulțumesc, Doamne. Prin ele martor viu al vremii Tale să fii. Gând și faptă voi însemna, Doamne, cu mare băgare de seamă. Și măgulit de atâta frumoasă atenție din partea Domnului,
Poetul s-a coborât pe pământ. Era o zi de târg. Toată lumea forfotea în sus și în jos, alergând fiecare fără astâmp după treburile sale. Care mâhniți, care mulțumiți, toți îngrijorați. Poetul l-a salutat în dreapta și în stânga. Unii tot i-au muțăit din cap, dar alții parcă nici nu-l văzuseră. A dat să intre în vorbă aici și colo. N-am vreme de fleacuri, am treabă. Îmi pare rău, dar nu înțeleg deloc. Salutare! Pe altul l-a povățuit. Nu mai bea atâta bere. Berea multă tâmpește. Acela, pe semne tâmpit gata, a turnat halb în cap. Poetul a căzut mâhnit pe gânduri. Și, tot umblând așa, zări lângă o fântână o babă ghemuită în niște zdrențe ce morfolea în gingii un crâmpei de covrig înmuiat într-o cană pe rece. Făceți-vă milă și pomană, măiculiță, de o beată păcătoasă fără putere. Bogdan, proste, măiculiță, Dumnezeu drăguțul să primească de unde dai să sporească și să izvorească. Făceți-vă milă. Altă dată, bătrânită, altă dată. Bogdan, proste. Crede, bătrânită, altă dată, altă dată. Crezi, măiculiță, crezi să ne creează Dumnezeu pe toți drăguțul. Și moaie covrigul în cană și începe iarăși să morfole. Poetul se așează în preajma babii. Înserarea coboară peste piața care se golește. Ai avut zi cu noroc astăzi, bătrânico? Bogda, proste, păi cum e obiceiul la târg? Târguiește omul, târguiește, cumpără, vinde, apoi... Mai cu rachiu, mai cu vin, mai cu vorbă, se veselește și pe urmă își aduce aminte și de sufletul răposaților și le dă de pomană după putere. Să-l țină Dumnezeu, drăguțul, să ajungă la bătrâneți frumoase ca mine. Tocmai bine de dormit, nici prea cald, nici prea răcoare, de vânt, nici suflare. Pe câmp liniște de toate patru părțile, s-auzi cum țârie și forfotesc gângănile mici, mici, și apa cum gâlgâie afară printre pietricele. He-he, că așa e apa ca viața omului, că viața curge cât curge și pe urmă stă, dar apa curge mereu decât lumea și cât lumea n-o să mai stea. Făceți-vă milă și pomană, măiculiță, de o beată păcătoasă, fără putere. Bună seara, băbuță, dar n-ai adormit încă? Da, m-a adormit, măiculiță, că n-am somn, vai de păcatele mele. Dar de unde vii dumneata, măiculiță, de a întârziat așa pe drum? De unde vin eu? Viu de departe. De departe ai? Și unde duci? Unde mă duc eu? Mă duc departe. Departe ai? Da, cum te cheamă pe dumneata? Păi, Prichindel mă cheamă. Da? Da, de câți ani ești că te văz crud de tot? Merg pe 17. Da, părinții ai? Păi n-am, că am fost copil lepădat. Da, frățiori mai ai? Surioare? Păi, o-i fi având, dar nu-i cunosc. E, cum o-i fi având și nu-i cunoști? Ce vorbă e asta? Păi nu spusei că am fost copil lepădat? Bine, aia am înțeles eu, dar vorba e, vreau să știu... Ia, ascultă, că... babo, de ce m-ai fi descosând așa? Pe că vreau să știu și eu. Dar ce-ți pasă dumitale? A, pe cum să nu-mi pese, mă? Știi că-mi placi? Cum adică tele? Nu trebuie să știu și eu ce pramate de călător primez noaptea în gazdă? Hai! Da, da, chiar așa? Să-mi numer toți dinții din gură? Uite, mă, dar ce ți-i scot dacă ți-i număr? Aoleu, la bună gazda, vă să-i noroc să pică, în loc să mă întrebi, ai mâncat tu ceva, mă, băiete, astăzi? Ți-o fi foame, dar mi-ai dat crirul pe nemâncate. Păi ce stric eu, tu de ce ești găgăuță și taci? Ba, dacă m-ai năvălit cu întrebările, când era să spui? Vino încoace, Berchea, Berchea, vino încoace, ia colea și trage-i fălci, că din slavă Domnului vă scai. Bune bucate, babo, plecată mulțumire. Acum parcă așa... Ce faci, mă, la fântână?
Ce să fac? Vreau să beau! Ce să fac? Vreau să beau, că mi-e sete! Apă rece să bei după costița fumată? Hai, ia colea, să-mi vezi de la mine, mă băiete, să nu bei apă după lucru gras, că ți s-a pleacă, ai înțeles? Am înțeles, dar multe mai știi și dumneata... Păi cum să nu știu? Bă, noi fi trecut ca un câine prin apă, vorba aia. Uită-te la față și întreabă-mă de viață. Înțeleg. Dar vorba mea e, noaptea asta nu ne odihnim noi să deloc. Să se culce cuie somn, fătul meu. Eu știu că mi s-a speriat de tot somnul. Pot sta de vorbă până la ziua dacă poftești. Dumneata ai fi putând că n-ai umblat toată ziulica pe jos. Dar eu tare aș vrea să mă odihnesc, drept să spui. Atunci culcă-te tu, somnorosule, că eu mai stau de vorbă cu omul ăsta de lângă mine. Ia învelitoarea asta și te acoperă, că despre ziua se lasă răcoare. Întoarce-te pe partea ailaltă să nu-ți stea luna drept în ochi. Vrei să-ți spun un bas? Să adorm și tu mai bine? Spune, bătrânică. Da, vorba-i asculți? Ascult. Așa. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi... Nu s-ar povesti. Bag seama că pe ăsta-l știi. Știu numai începutul. Începutul nu-i nimica, să vezi neata mijlocul și sfârșitul. Pe când se potcovea puricele cu 99 de oca de fier și sărea până la cer. Ia spune drept. Dacă știi pe ăsta, să-ți spui altul. Nu, dă-i înainte. Apoi atunci nu mă mai săcâi, dacă-ți fleanca și ascultă. A fost odată un împărat și o împărăteasă. Așa. Care aveau trei feciori frumoși și cu minți de ți era mai mare dragul să-i vezi. Odată împăratul pleacă la vânat după fiare cu o sumedenie de curteni. Și merg ei cât merg, până păduri, până munți. Și numai într-o livede răcoroasă, când se opresc să mai răsufle de atâta urcuș, aud niște înviorlăituri să fi zis că e vreun cotoi sălbatic, oricine știe ce livioană. Când un curtean tânăr zice: să nu dați drumul câinilor. Și pâș până iarbă, face un pas, doi, se uită bine și rămâne cremenit. În iarbă, la un loc bătătorit într-adins, o copăiță și copăiță un copilaș. El mi-or lăia așa. Dar cine l-o fi lepea tocmai aici? Norocul lui, Maria. A vrut el împăratul să meargă înainte la vânat, că la asta plecase. Dar unde a fost chip de țiptele broscuiului, că făcea o gălăgie și un tărăboi de nu-l încăpea pădure. Boieri dumneavoastră, eu zic să ne mulțumim cu atât pe ziua de azi, nu? Hai să ne întoarcem acasă, să dăm poșândicul ăsta pe mâna unei femei. Cu așa trâmbiță nu mai întâlnim noi vânat cât am umblat. Și încet la pas s-au întors cu copilul la palat. Ce s-o mai lungim degeaba? Pune-te, biata împărăteasă, biată să nu fie cu cocoanele din casă. Ia-l pe copil, desfașă-l, spală-o, că era fetiță. Premenește-o, aleargă de-i caută sân, mă, toate celea multe câte trebuiesc la un pui de om. Hrănită, îngrijită, alintată, ca o fată de împărat. Cum nu era să crească bine? Creștea mare și frumoasă, dar frumoasă, nu așa frumoasă. A crescut fata până a ajuns ea de vreo 18 ani. Și feciorii au crescut. Care de câți ani era? O iubeau împărăteasa și împăratul pe fata, de-o pierdeau din ochi.
cât era de mlădioasă și cu trandafiri în păr și râdea de toate cele ca un luceafăr scânteietor și vesel în fața unui drumeț ostenit. Și erau toți fericiți. Dar numai că tocmai odată când împăratul și împărăteasa ședeau amândoi de vorbă și puneau la cale ce rost să-i facă fetii, se pomenesc că vine feciorul mare și zice cu glasul tremurat: Măriile voastre, taică și maică, vă sărut mâinile. Vreau să vă spui o vorbă și să vă fac o rugăciune mare. Ce e, fătul meu? Hai, spune! Sărut mâinile, măriile voastre. Am venit să îndrăznesc, dacă nu vă e cu supărare, să-mi dați pe Ileana de nevastă, că mi-e dragă și freia nu pot trăi. Fătul meu, asta nu se poate. Ești fecior de împărat și ai să fii împărat. Nici inima ta n-are voie să bată cum îi place și nici tu n-ai voie să o asculți cum bate. Dacă vei să o iei pe Ileana, leapădă-te de tronul împărătesc pe care ar fi să mi-l moștenești tu, când o vrea Dumnezeu să mă cheme de aici. Tată... Leapădă-te de tron și atunci rămâneți tu, bărbatul Ilenii și frate tău al mijlociu, împărat pe bun drept, în locul tău, la vremea ta. Gândește-te bine toată noaptea și mâine să-mi dai răspuns. Prea bine. Dar când a zis vorbele astea, împăratul s-a posomorât rău de tot. Adică... Să nu te socotești că-i glumă ce-ți spui eu. A plecat tânărul pe gânduri. N-apucă împăratul să se întoarcă spre împărăteasă să o întrebe ce zice de asta și ia cătă feciorul mijlociu intră, se închină până la pământ, sărută mâna tatii și mamii și zice: Taică și maică, măriile voastre, am venit să vă fac o rugăminte. Eu vreau să mă însor și vă rog să-mi dați pe Ileana, că fără Ileana eu mor. Fătul meu, asta nu se poate. De ce, măria ta? De ce, de nece? Uite, pentru că nu vreau eu. Ia, ieși afară. Ieși, că măria se ta întâmplă nu știu ce. Am plecat, măria ta. Ai văzut, măria ta? Am văzut, înaltă doamnă. E lucru mare, măria ta. Mare. Dar mie... Mie frică și de altceva. Dar n-apucă să zică bine vorba aia și hop și prâslea: Ileana, măria ta! Ileana, că de nu îmi fac seama, măria ta! De-abia ai câteva tule în barbă. Da. Ia, ieși afară, mucosule! Da. Și șart o palmă de-a răsunat tot palatul. Măria ta! Nu trebuia să te superi așa de tare. Măria ta, cine n-a trecut prin asta? La tinerețe e boală grea. Boală cu leac. Boală trecătoare. Îi trimitem să se plimbe până lume un an. Un an să n-aibă voie niciunul să puie piciorul pe pământul împărăției noastre și peste un an o să mai vorbim. Așa. Ochii care nu se văd se uită. Ai înțeles? Am înțeles, măria ta. Și-au sărutat fiecare mâna taichii și maichii și și-au luat rămas bun de la Ileana și-au plecat ustrei, tot uitându-se înapoi cât au putut să mai vază cum fluturau două frame albe. S-au despărțit la răspântie și au apucat care pe unde. Au umblat ei cât au umblat așa hoinar multă vreme, până lumea largă, de colo până colo. Și ce să vezi? Când mai erau trei luni până să li se împlinească ziua, ajung ei, fără să se caute, într-un târg mare, unde se ținea iar maroc vestit odată la 10 ani. Locat, locat frumos!
Se strângeau acolo la vreme toate bogățiile de mărfuri din patru părți ale lumii, bunătățile și leacurile pământului și minunile iscodenilor toate, și cometii și solomonii, ghicitori, cântăreți și panglicari și paiațele îi din tâi. Veneau toți să-și arate care mai de care meșteșuguri și lume, lume de toate neamurile și limbile din depărtări, umblând așa prin iar Maroc, feciorul mare dede peste un negustor ce vindea... Plocat, plocat, țesătură de casă de lelele vopsită, frumos cu părul creț și dulce ca mătasea porumbului fraged, plocat, vrăjit! Păi cine șade pe el până să se stingă o scânteie, ajunge unde nici cu gândul nu gândește. Cât face? Și mai încape tocmeală multă, l-a cumpărat. Tot în vremea asta, al doilea frate găsește un pustic de la Sfântul Munte, ori de unde o fi fost. Iconițe, iconița făcătoare de minunea Maicii Precistii, cine o fi fost pe moarte dacă o atinge cu credință, pe buze îi trece boala și se ridică în picioare, bun, zdravăn, parcă nu l-ar fi fost durut în călcâie măcar. Câte parale? Câte degete am? Poftim? Atâtea! I-a dat banii, a luat iconița și a plecat. La o înghesuială nerăzbită, cum e la orice iar Maroc, ia că se întâlnesc cei doi frați. Cât să-și spuie câte toate le văzuseră și cât li e dor de maica și de taica de acasă, ia că tău zgomot groza. Era chiar Prâslea. No! Cum îi vede? Oh, frații mei iubiți, ia uitați-vă în oglinda asta. Să vedeți, ce? Grozăvie, ia. Doamne, ce? Doamne, oh. Doamne, ce să facem, doamne. Ce să facem? Doamne. Și cum se doamne. Uită ei în oglindă, ce să le vază ochii? Ileana, culcată în pat cu părul despletit, albă cum îi varul, cu ochii ca sticla duși în fundul capului fără o rază de viață. Sfetnicul bătrân îi ține lumânarea și mitropolitul în sfită de aur îi apropie de buzele ei lingurița cu grijanie și la o parte și alta a patului în genunchi plâng înfundat împăratul și împărăteasa cu capetele lor bătrâne pe picioarele răcite ale bietei fete. Repede, repede, flăcăi, tot te-ai plocat! Am ajuns! Iconița la buzele moartei! Da. Se mișcă fata! Clipește din ochi! Își ridică mâna la frunte! Își dă frumosul păr într-o parte, zâmbește, se scoală, e sănătoasă, sărută pe prinții și pe frații ei și începe iar să râză de parcă s-a sculat o ciocârlie din somn și-și cântă cântecul de dimineață. Bravo, fată frumoasă! A pus împăratul să clădească o biserică mândră, cum nu mai fusese până atunci în toată împărăția spre lauda Sfintei Fecioare, care făcuse asemenea minune. Și a mâncat și băut la sărbători mari, 3 săptămâni, lume după lume, pe socoteala curții împărătești. Acu, toate bune, măria ta, fata a scăpat, să fie sănătoasă, să trăiască și maica Domnului buna care a păzit-o să-i dea noroc. Da, fata ca fata, ce te faci cu flăcăii? Au început iar să vie unul câte unul să spuie păsul. Da, da, cui s-o dăm? E? Care are mai mult drept să o ia? E? Ce spui, sfetnice?
Fără oglindă n-ar fi văzut-o în ce hal era și n-ar fi îndrăznit să calce porunca împăratului. Așa-i. Să vie înainte de vreme. Fără plocat n-ar fi sosit în grabă. Fără iconiță ar fi dus-o toți la groapă. Da. Eh, acum să vă văd. Cui trebuie dată fata? Ăluia mare. Ba ăluia mijlociu. Ba lui prâs. Să se tragă la soare. Norocul să aleagă. Doamne, Doamne, Măria ta, cum sunteți dumneavoastră bărbații? Vă pricepeți la împrejurări mari și la ale mici? Vă pierdeți cumpătul și rostul. Război mare să fi fost făcut și până acum, oh, Doamne, până azi la cale. Stau și vă ascult de atât amar de vreme. Am căscat de mi-au trosnit fălcile. Ce mai turavura? Vorba lungă degeaba. Iaca, o să o ia, îl de l-o iubi fata, că dreptul lui e. Care dintre flăcăi a luat-o pe Ileana? Ei, nu știi dumneata cum se isprăvesc toate poveștile cu trei fezi logofeți? Mm. Pe cine era să iubească fata? Pe cine? Pe Prâslea. Ah, dar ceilalți cum au rămas? Ei, au rămas destul de bine. Îl mare a rămas cu topuz împărătesc. Îl mijlociu cu iconița. Păi puțin lucru e să împărățești. Nu-i destul să nu mori niciodată. Ai dreptate. Dar era și drept să fie a lui Prâslea, pentru că el dacă nu o lua, pe Ileana rămânea cu oglinda. Și s-ar fi tot uitat în ea. Ar fi văzut-o pe fată mereu cu altul în brațe și s-ar fi prăpădit băiatul. Și dacă se prăpădea el, se prăpădea și fata, se prăpădea și măsa, că era Prâslea. Și ar fi fost mai mare păcatul să se întâmple atâtea nenorociri pentru o biată dragoste de tinerețe. Baba aude ceva și se oprește din povestit. Prichindelul ăsta sfărăie de mama focului. Baba se apleacă pe o rână să-l vadă dacă e învelit, că era milă de el. Când se uită de aproape, vede învelitoarea cam ridicată. O apasă, învelitoarea iar se ridică, iar o netezește, iar în sus. Ia, să vedem mai bine. Trage încetinel pătura și dă de o coadă. Oh, am înțeles. Îi pune mâna pe frunte și dă de două cucuietari. Ce mai încă pe vorbă, cornițe în toată legea. De ăștia mi-ai fost. Lasă că-ți cunosc eu dumitale meșteșugul. Îi înfige o mână în păr cu alta, îi apucă coada și trage. Ce-ai, băbo? Bine, mă, la macă, n-am zic mai frumos. După ce te-am găzduit, te-am ospătat și cinstit, boierește, tu cu bogeame te flăcău în putere să-i tragi la agioase și o biată neputincioasă să moței deșteaptă să-ți pui basme și să te apăr de muște, ai? Scoală, duleule, că ai dormit destul, scoală! Ce nu ce? Bine, băbo, culcă de acolo și lasă-mă să mă odihnesc! Nu ți-am spus ce obosit sunt! Nu te las, nu te las, cioplingarule, până nu ne plimbăm. Nu așa, nițeluș, de colea până colea. Doarmi s-o face și mie somn. Haide, scoală, scoală! Dar înțelegi odată, babo, când te spune omul! Dar ce tu ești, om? Dar ce sunt, au? Om ai? Dar cine moașta a mai văzut om cu codiță și corniță, mă? Vrei să mă tragi pe soară tu pe mine? Parcă nu ți-am văzut podoabele, diavole! Hehehe, băiete, băiete! Nu mă cunoști cine sunt eu de ăștia mărunței ca de-al de te. Să întrebi odată pe fratitul, pe aghiuță, cu ăla bare ne cunoaștem de mult, să-ți spui el și tu să-i spui de la mine că am zis eu așa, că de ce nu-mi dă pe aici? Ce? E supărat? Îți plimbăm, hai, scoală!
școală odată, că te pleznesc, spală! Pară-te, babu, și mă lasă! Ia nu mai umbla tu cu mofturi, parcă nu știu! Of, că multe mai știi! Să știi tu, hai scoală să ne plimbăm, n-auzi tu? Haide, scoală! Da, diavolul, ce altă are de lucru decât să ispitească și să păcălească pe bieții muritori și să-și bată joc de sufletul lor? Tu, ucigă-l crucea! Ce se gândește afurisitul văzând că nu-i chip aminter să scape de babă? De băbuță, ce să spui? Cum mi s-a speriat și mie somnul, parcă mi-ar plăcea să mă plimb pe lună. Păi atunci ce stai? Haide! Da, dar nu pe jos. Dar cum, mă? Călare? Călare, firește! Călare merg! Uite, mă, tu ești cam țâcnit pe semne. Da, unde să-ți găsesc cala cu șica? Păi, eu am zis cal, am zis călare. Adică te lea cum vine vorba asta? Și mie îmi pare rău de dumneata că îmi spusești adineaur că știi multe și le înțelegi pe toate și atâta lucru bag seama, nu pricepi. Ce să pricep, mă? Dumneata, vrei să mergem la plimbare? Ei, da. Ei, eu merg bucuros, dar numai călare merg. Ei? Ei? Ei, ia-mă dumneata în cârcă și hai să ne plimbăm. Uite ce lună! Nu-ți e rușine, coșcogea flăcău zdravă în floarea vârstii tale, să te bucuri tu, obiată șontoroagă de bătrână ca mine, fără putere, să te ducă în cârcă șcioarele mele? Auzi! Auzi! Rușine, nerușine, asta e! Dacă poftești bine, de unde nu, lasă-mă să dorm! Așa ți-e vorba! Așa! Dacă ești bătrână fără putere, ce-ți mai arde de plimbare? Stai de-ți odihnește oșoarele. Mă prichindel, dar dacă nu te putea eu duce, mă, că tu trebuie să fii greu. Noi să încercăm. Ce pagubă! Bată-te, vină, te bate, auzi dumneata, neculiță drăcia dracului, ce a dat lui Tartorul în cap. Zor nevoie la plimbare de-a călare, mă, băiete, că ai mai bine pe jos, că e mai frumos. Pe jos nu pot! Nu? Nu! Mai tace, baba, ce mai tace și pe urmă... E, hai scoală, hai scoală să vedem ce putem, să-ți fac și catârul ăsta, să nu zici! S-au ridicat amândoi, baba s-a pus piuă... Haide, hopa! Ținte bine, babo! Și țup în cărca babei! Mă, băiete, ascultă să nu te lași greu și să nu-mi dai prea des călcâie ca ageamii. Apucă-te numai bine cu amândouă mâinile pe după gâtul meu. Haide, gata! Bine-i spuse baba că ea știe multe și el mai nimic. Prostul de prichindel, drac, dar n-a înțeles. Cum a luat-o de gât? Baba s-a scuturat de zdrențele și de urâciunea ei și deodată s-a prefăcut într-o femeie tânără și voinică, înaltă și frumoasă, ca o zână, strălucind și ea pe pământ cum strălucea luna în cer, fiindcă baba asta... Era o fată de împărat mare, care de mititică se dedese la știința farmecelor și la meșteșugul vrăjitoriei și pentru păcatele ei fusese blestemată să se preschimbe în hodoroagă cerșătoare și să nu-și mai ia înfățișarea ei de mai înainte decât atunci când o putea păcăli pe dracu, ba încă și atunci, numai pe vremea nopții. Așa, până să mă lămuresc, baba, adică fata de împărat, orzâna, era departe cu prichindel. Alerga ușor ca vântul de parcă n-ajungea pământul. Îi zbura pe deasupra capului lui prichindel, părul ei bălan despletit, iar în lumina lunii fâlfâia în fel de fel de ape zăbranicul vioriul țesut în fluturi și în fire de argint cu care era învăluit. Mult au alergat așa, până au amețit de atâta alergătură și au căzut. Să stăm, să mai răsuflăm... Ascultă, glas de privighetoare. Îți place, dragă prichindel?
strașnic. Îți pare rău că ți-ai pierdut somnul pentru plimbare? Hei, așa. Vrei să mai mergem? Aș vrea. Hai. Dar se crapă de ziua. Ea se oprește scurt, se uită în zare, vede mijind zorele și paici ți-e drumul. Ținte, goană! Zboară cum zboară calul dracului, peste mușuroaie, gropi, mărăcini, bușteni, bălți, că bietul prichindel vedea pe cer, în loc de o lună, trei. Cum a sosit înapoi la fântână, l-a aruncat pe diavol cât colo mototon. Iar ea s-a scuturat și într-o clipă s-a ghemuit pe învelitoarea de jos. Tot baba de cu seară. Diavolo s-a ridicat zăpăcit de pe jos și zise: rămâi sănătoasă, babo. Umblă sănătos, prichindel, maică. Mă, n-auzi tu? Când mai vii pe aici? Altădată! Cine știe când? Bă, băiete, ascultă, să nu uiți să-i spui lui frate tu, că l-aștept negreșit, ai auzit? Și drumețul cu coarne a pierit, parcă a intrat în pământ. Baba oftează, dă să se culce, dar n-apucă bine să închidă ochii și aude glasuri. Se ridică și cu mâna întinsă începe duios după canonul ei. Faceți-vă milă! Faceți-vă milă! Aș vrea să te mai scul astăzi, văbuță, o dimineață! Ce să fac, măiculiță, vai de păcatele mele! Da. Faceți-vă milă și pomană de o beată păcătoasă fără putere! Crede, bătrână, crede! Crez, măiculiță, crez! Să ne creează Dumnezeu pe toți, drăguțul. Scoate din traiste o bucățică de covrig, un moaie în cană și începe să o morfolească în dinți, pierind în depărtări. Trebuia să fi luat seama ca și mine că toți oamenii sosiți aici la noi nu se plâng decât numai și numai de femeile lor. Toată vina pentru pierzarea lor o aruncă în spinarea nevestelor. Pe care le întreb de ce a ajuns aici femeia și iar femeia. Pe spusele oamenilor, firește, mate mei, nu putem pune, fiindcă știm ce iubitori de adevăr sunt. Dar nu-mi vine să las un lucru atât de ciudat fără de aproape cerceta. Căci politica împărăției noastre cere ca să știm tot, fără greșeală, fără îndoială. Mai întâi era să vă poruncesc a supune la cazne fioroase pe toate femeile. Doar de un putea afla de la dânsele un crâmpei de adevăr. Dar pe urmă m-am gândit că nici așa n-ajungem la mare ispravă. Le cunoaștem și pe dumnealor. Cât de îndărătnice și de încăpățânate sunt! Așadar, și prin urmare, după multă chibuință, am hotărât să trimit pe Mititelul, pe Aghiuță. Dar ce n-a venit Aghiuță? Unde e Aghiuță?
Aici sunt, întunecimea ta. Apoi dacă ești aici, ce nu te arăți mai la vedere? Vino încoace, Proclete. Te dai coade, ai? Simțiși cam să te pun la treabă și te pitești. Să nu-ți văd mutra, să nu-mi aduc aminte de tine, Mididelu, taiche. Și când s-a apropiat Aghiuță de tron, Dardarot, împăratul iadului, l-a înhățat de urechi și l-a scuturat de-i troznea junghitura. De dragoste multă ce avea pentru el, fiindcă era prindelul mucalit. Și când se plictisea împăratul de treburile împărăției, pe el îl chema să-i spuie lafuri și să-i facă giumbuș lucruri. Ascultă-mă, Aghiuță puiule, dumneata numai decât ai să iei din comoara împărătească 100.000 de galbeni. Apoi o să te împielițezi din cap până în călcâie în chip de om muritor și te duci pe pământ. În ce loc ți se opărea mai potrivit? Acolo, ascultă bine, astâmpără-te cu codița. Să te căsătorești și să trăiești cu nevasta 10 ani. Pe urmă, să te faci că mori. Să-ți lași acolo trupul și să te întorci să-mi dai socoteală una câte una de toate până cât ai fost trecut ca om însurat. Și să știi că în toată vremea de 10 ani pe pământ ai să fii supus la toate necazurile, slăbiciunile și ticăloșiile pământenilor. La neștiință, la sărăcie, robie, prostie și la mânie chiar. Rămânând să te aperi de toate relele, cum îi putea și cum tot ia capul. Înțeles, mai, puiule? Da, da, înțeles întunecimea ta. Apoi dacă ai înțeles, puiule dragă, ce mai stai? Dacă nu-mi dai drumul de ureche. Tu, să nu te de ochi. Ai plecat? Da, da. Răcânii fioros, Dardarot, și-i trase un picior drept unde începe să-i zică spatelui coadă. S-a dus de-a berbelea cu puiul până la comoara împărătească. A luat 100.000 de galbeni și apoi în taină grăi către cei doi vistiernici. Știți ce? Am să mă duc la București. Cunosc orașul, că am mai umblat de multe ori pe acolo. E loc de petrecere. Banul e scump. Învârtit bine aduce peste 100%. Vorba veche, dacă ești sărac, du-te într-o politie bogată. Da. Și din ce scapă printre dedele altora, poți culege testul. Dacă ești bogat, du-te într-una săracă. Din orice firmitură dă să aducă un nevoiaj la gură, îi smulgi peste jumătate. Aghiuță făcu o tumbă, se prefăcu într-un om. Tocmai în puterea vârstei, frumos și arătos. Și paciție drumul.
cum am picat în București, am tras în miezul târgului la hanul lui Manuc. Acolo am chemat îndată un samsar și am spus să-mi găsească fără zăbavă o pereche de căsuțe frumoase, cu toate câte trebuiesc pentru așezarea cuvincioasă a unui negustor chiabur. Grădină, fântână în curte, pimnițe, bucătării, spălătorii, graj și șoproane și slugi peste slugi, cai la grajd și calești în șopron. Stăpânul casei, cunoscând păcatul oamenilor și mai ales al femeilor, că or să-l descoasă care mai de care ca să-i afle rostul, că de unde e, cine e, cu ce trăiește, ce caută aici și câte altele, a chemat pe jupâneasa bătrână, o cotoranță zugrăvită și smălțuită pe care o pusese mai mare peste slugi să poarte cheile și să ducă grija de toate. A chemat-o deci, a poftit-o să șază jos pe chilim, iar el, de pe divan, trăgând ciubuc, s-a apucat a-i povesti. Uite, dragă Chiera Marghioalo, mie, cum ți-am spus până acum, am zice Chir Ianulea. Oh, eu sunt de felul meu din părțile despre Sfânta Gora. Părinții mei, oameni de jos, se țineau cu o livede mică de măslin. Pe când împlineam 7 anișori, le-a venit părinților dorința să meargă la Hagealăc și așa, după ce au făcut rost de ceva parale, m-au luat împreună și ne-am dus călare pe catări până la portul Salonicului. Acolo ne-am suit pe o corabie mare care aștepta cu pânzele ridicate ca să pornească spre miază zi către Iafa. Noi mâncam după datină post. Cam a treia zi am mâncat la nămez fasole și ridichi. Ce să te pomenești? Așa pe la toacă au început amândoi părinții mei să se ție cu mâinile de pântece și să se vaete grozav. Și iar capitanul, văzându-i cum se zvârcolesc și se zgârcesc în dureri de moarte, a chemat de grab pe un călugăr papistaș care se suise cu noi pe corabie, om învățat, priceput, și l-a căutat boarelor. Până să vie acela, începură să învinețească, de-abia i-au putut spune ce mâncaseră cei doi. Zise mama, fasole, zise tata. Înțeleg, fiilor, dar trebuie să-mi spuneți, ați mâncat fasole și ridichi? Ori ridichi și fasole? Ridichi și fasole. E, atunci nu e prea bine, capitane. A. Să-i frecați pe pânte cu câlți aspri. Aoleu, părinte, dacă o fi holera, m-am nenorocit. 40 de zile nu-mi dă voie să intru în port și mi se strică marfa și rămân sărac pe drumuri. Nu e holera, nu e holera, capitane, cum nu sunt eu călugăriță. Asta e un fel de bală care bântuie mai cu seamă în postul Paștelui la cristiani răsăriteni. Greșesc oamenii, așa e bietul om. Supus greșelii, mănâncă întâi ridiche și pe urmă fasole. Vezi bine, ridiche-aș repede tăria în sus, iar fasolea-aș năvălește puterea spre partea din potrivă. Una împinge, alta nu se lasă. Se încinge luptă cu înseală mare în măruntaie. Cârcei peste cârcei până se face încurcătură în mații de se sparge praporul și se prăpădește omul de hurduharismus. Așa zic grecii la năprasnica asta de boală. Părinte, dar nu se ia? Deloc n-ai nicio grijă. Dar degeaba i-au frecat până le-au jupuit pielea, că pe când răsărea luna, tata întâi și mama îndată după el și-au dat obștescul sfârșit. Oh, i-au înfășat frumos pe bieții mei părinți de cearceafuri rate.
Le-au aprins câte o lumânare de ceară la cap, un alt cărugăr grec i-a prohodit și de dimineață, când s-a arătat soarele deasupra talazurilor, unu și doi și trei! Și i-au aruncat în adâncime. Pe mine, văzându-mă plângând, și-a făcut pomană capitanul de m-a luat de procopseală. Întâi slugă, pe urmă ajutor, mai apoi tovarăș. Nu-ți mai spui, dragă Chieră Margioalo, până câte necazuri am trecut și câte ocări, înjurături și bătăi am înghițit. De câte ori era să pierd în vâltoare, de câte ori m-au amăgit împrejurările și m-a înșelat lumea. Nu-ți mai spui câte și mai câte am pătimit prin atâtea depărtări, pe mări și pe-n țări, cu fiarele și încă... încă mai grozave cu oameni. Ei, destul. Să spui că încet, încet m-am chivernisit cum se cade, ajungând să am o stare destul de bună pe potriva mea. Am învățat cât am colindat până lume purtările cele mai frumoase. Știu destule limbi străine, încă-i despre a românească pot zice fără să mă laud că o știu cu temei. Îmi plac cu deosebire limba și lumea de aici și așa, fiindcă m-am săturat de atâtea primejdii ale călătoriilor, am venit să mă așez aici, în Valahia, la București, să mă bucur în isihie, tihnă de rodul îndelungatei mele trude. E, Doamne, Chirianuliu, până multe ai mai trecut și dumneata, să știi, dar să nu-ți pare rău, încă n-ai pătimit ca atâția alții degeaba. Frumos, ești voinic, ești bogat, ce să mai spui. De trăiești, să trăiești, halal să-ți fie. Uitam ceva. Ascultă, rogu-te bine, dragă Chiera Margioalo, să nu care cumva să aflu că ai spus la vreun vecin, ori altcuiva, dar măcar tati de s-ar întoarce din fundul mării, câte le aflaș acu de la mine, că vezi dumneata. Câtă nevoie am de slujba dumitale, ca femeie cinstită și credincioasă ce te știu, cât sunt eu de blând și cât ești de bătrână, nu-ți caut, te cotonogesc, îți rup ciubucul ăsta pe șale și te dau și afară din pâine cu ocară. Ai priceput? Vai de mine, s-ar putea? Păi n-am obiceiul, viața mea n-am mâncat labe de pui, ce mai? Hei, Chirianuleu, eu am slujit la case mari boierești. Câte am văzut și am auzit eu, n-am vreme acum să ți le povestesc, dar lasă că... Ei, eu atâta spui dumitale, te nenorocesc să ai isprăvit. Să mă omori! Na. Și plecă de grabă cu cheile la treburile ei. Până seara, toți ai casei, până în două zile mahalaua întreagă, până într-o săptămână tot... târgul, toată lumea a știut istoria lui Chirianulea mai bine chiar decât mine. Și anume, corabia arsese de trei ori. Chihlimbarul prăpădit făcea 20.000 de lire, iar de atunci în post nu mai mănâncă nimeni ridic cu fasole. Toată lumea mănâncă fasole cu ridic. La Chirianulea vin fel de fel de negustori. Ba și boier la el, la sindrofia asta. Da, da. Toată lumea îl place, da? Un deștept și blând, cu multă știință despre ale lumii, cu purtări alese. Și mă nebun, cu dare de mână. Și ca Anton, pătruns de filotimie și de hristoitie. Într-un cuvânt, adevărat om de
omenească. Iar boierii umblă cu din adinsul să-l gineze. A pus ochii pe o tânără din vecini. Pe cine? Ce o cheamă Acriviță? Fata mai mare a lui Hagi Cănuță. Care? Toptanciu. Adică Ambrosist pe vremuri. Tanciu? E văduv. Om de seamă. Cum e fifiu? Ce? Sărăcuț. În povara de trei fete, una după alta, gata de măritate. Da. Și încă doi feciori. Păi ești bun, dar minte, da, cam nepricopsie. Da, așa că puțină nădejde de zestre de la Acrivița. Da, că zestrei trebuie, Chirianulea. Fata e vestită de frumoasă. Da, numai atâta cu sura are și ea. Care? Se uită uneori cruciși. Da, nu totdeauna. Lasă că... Dar tocmai asta îi place lui cu deosebire. Și fata îl place și ea pe el. A cerut. Asta, fără nazuri multe, i-a dat. Dar trebuie să fie putre de bogat arvanitul ăsta. Văzuși, nene, ce bine a lovit-o sărăcia de Hagiu. Poftim, soro. Noroc pe chioara lui Cănuța. Așa e, ce noroc. Fiind și Chirianulea ca tot omul supus slăbiciunilor omenești, era stăpânit de patima fuduliei. Îi plăcea să trăiască domnește. A făcut o nuntă strălucită cum nu se mai pomenise vreodată în mahalaua negustorilor. Când a adus-o pe Acrivița Ianulea în casă cu lăutari, era blândă și supusă ca o mielușă. Dar luni dimineața s-a ridicat din pat ca o leoaică. A chemat toate slugile, femei și bărbați, s-a uitat odată chiorâș de ea, băgat în spaime pe toți și de față cu bărbatul le-a zis: să știți că de azi încolo eu sunt stăpân aici. Ați auzit? Și să mai știți că cu Ianuloaia nu o să vă meargă cum vă mergea cu prostul de Ianulea. Și să mai știți că eu am toane. Pe cine m-o supăra cu atâtica măcar, îl pleznesc și îl trimit numai decât la agie să-și ia merticul. Ce? Să-și ia porția și de acolo. Scurt! Ați înțeles? Da. Hai, ieșiți afară! Afară! Dragă Acrivița, de ce-i supărată? Ianuleo, fugi că n-ai haz deloc, nu vezi? Dragă Acrivița, iartă-mă, uite, te rog în genunchi. Ianuleo, scoală-te! Hai, nu mă mai plictisi. Nu mă scol până nu mă ierți. Atunci stai așa până poi mine dacă poftești. Eu am treabă. Chirianulea, ce să facă? Se uita după ea lung, cu ieșea înțepată fără să-și întoarcă ochii și... și-o iubea și mai mult. A mers așa cât a mers, până i-a dat în cap cu coanii să întoarcă foaia, să-l prăjească și pe altă parte. S-a prefăcut că e zuliară, adică geloasă, și că-l teme, gelozește. S-a prefăcut azi, s-a prefăcut mâine, până a început chiar să creadă. Omul da bani cu împrumut și ferește veneau la el boieri, cu coane, negustori, slujbași, fel de fel de lume cu daraveli. Cocoana Acrivița sta cu urechea la ușă să auză tot. Și nu s-a mulțumit să auză numai. A sfredelit ușa cu un burghiu ca să vadă și ținte. Ai strâns-o de mână și ai sărutat-o de trei ori. Și pe urmă, când a vrut să plece, ai luat-o de mijloc și te uitai la ea așa galeș și ai dus-o până la ușă și iar i-ai sărutat mâna și câte alte ponosuri și mai și, și nu, mai și... Nu, jur că mă bănuiești pe nedrept, dar sunt dator să mă por politicos cu toată lumea, ca orice negustor, mai ales cu cucoanele. Da, ești un nerușinat și un mincinos. Nu,
vine să mă strâng de gât ca un pițigoi și mai multe nu. Strânge-te! Dar nici cu atât nu se mulțumea cu coana. Da bacșișuri la slugi să-l scodească. Ba a pus chiar pe un frățior al ei să nu-l slăbească de pe urme. Să-i descoperi toate berbantlăcurile dumnealui. Firește că nici slugile și nici frățiorul n-au putut afla nimica, fiindcă era un bărbat cum nu se poate mai de ispravă. Ei, cocoana s-a pornit atunci cu ocări. Păcătoase, sticăloase și necredincioase! Mâncați pâinea degeaba! Și tu, tu, frățiorul meu drag, păi ori ești haplea, ori pe semne altceva. Să nu mai treci pragul că-ți rup picioarele! Afară! 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 Acrivița mai căzuse și la darul foițelor. Casa plină de jucători, mese după mese, otuzbir, ghiordun, bașistoz și dulceață, zaharicale, vinuri, cafele și vuci. Și ciubuce peste ciubuce, ziua până seara și noaptea până ziua. Numai de nu ne-ar bate odată toba cu atâtea chiolhane. Da? De ce? Nici atâta petrecere nevinovată să n-am eu în casa mea. Dumneata, nu trebuia să te fii însurat dacă te știai pârlit. Nu trebuia să iei pe Acrivița, fata lui Hagi Cănuță, care n-a fost învățată la casa părintească să-și mănânce de sub unghie. Să fi luat o mahalagioică sărmană, să o țin cuiată pe măsline și pe mămăligă, să-ți spele rufele și să nu se îndure să aprinză un muc de lumânare în casă. Ori una să-ți puie niște coarne să nu le poți duce. Nu ți-e destul că sunt cinstită după ce că-ți rapt ca o nenorocită toate ticăloșiile și murdăriile dumitale? Eu voi să trăiesc, de-aia m-am măritat. Aminteri mă duceam la călugărie. În sfârșit, dacă-ți place chiria, nu le-o, de unde nu, du-t de te plimbă și să ne vedem când mi-o-i vedea ceafa fără oglinzi. Ei, într-o zi, stând ei la masă împreună cu o sumă de musafiri, a început din senin Ianuloia să vorbească despre o prietină măritată care nu se afla de față. S-a ținut cu Beizadea? Aha. Un copil, da, și vodă, supăra foc, era să puie să-i tăie coadele și să trimită surghiul la un schid, tocmai în fundul munților. Da, prins-o odată bărbasul. Cum? Ziua, ziua în amiaza mare, la Țurloia, la Chiolhan, la Chef, la Iarbă Verde, cu consulul Muscălesc și cu Astrea Călăi. Aoleo, țiganii trăgeau de unul singur. Măi, căză, ce-ai căză, celii? Și achiuia și juca. Era numai în papuci, cu palmele în ceafă, apilpisită ca un maladeț zaporojean. Dar într-un rând a plecat la Căldărușani s-o spovedească sfinția sa. Părintele Ioanichie. Și-a stat acolo de miercuri în săptămâna patimilor până în săptămâna luminată după izvoră tamădăirii. Dar s-a plimbat toată noaptea cu duhovnic cu un luntre pe lună și cânta, dar răsuna lacul frunzulița lobodă o fuțățu gura lumii slobodă. Iar părintele lucra, lucra, lucra de lopet. Îi ținea isonul pe glasul al opculea. Uuu, cât de alte grozavie. Bine, Acrivițo, scumpa mea, cum poți să vorbești așa dumneata, mai ales că știi ce bun prieten sunt cu bărbatul. Cum poți, fără să le fi văzut toate astea cu ochii dumitale, fără niciun temei, să categorisești astfel o prietină pe care o primim aproape în toate zilele în casa noastră? Îmi pare rău. Apoi vezi bine că dumneata o soaperi, că nu o să vă scoateți ochii unul la altul. Prietina dumnealui! Nu se mai duhovnicește la Căldărușani, la sfinția sa. No, i-a pus lui Chirianulea gândul să-mi
spargă casa. Dar s-o prind eu odată și n-o s-o iert cum a iertat-o vodă. O s-o pui s-o tunză ca la cazarmă, pe muscălească și calugălească. Ascultă-mă, acriviță, nu-ți dau voie, mă înțeleg, să mai zic o vorbă măcar despre o femeie care pot spune dumneata toate murdăriile ce strec prin gândul dumitale. Dar este mai cum se cade ca dumneata, că dumneata ești, mă înțelegi, mai îndrăcită decât talpa iadului. Și oricât de blajin să fie omul, îl scoți din toate răbdările. Chirianule, o mie! Să taci din gură, scorpie nebună, că haide te leagă și te trimit la balamuc, mă înțelegi? Nene! Dumnezeu s-a ridicat și s-a înăpustit asupra dumnealui să-i arză o palmă. Jandionocule! Na, și răiosule! Ah, când ți-o dau palmă! Dumnealui s-a ferit repede într-o parte. Scorpie nebună! Nene, nene! Dumnea ei, de necaz că nu l-a putut nimeri, a luat castronul cu ciorbă de pe masă și a vrut să îl arunce în față. Da! Nu cu castronul de ciorbă în cap! Chirianulea și-a ieșit din pepene. S-a repezit cu pumnii încleștați s-o pilduiască. Lăsați-mă! Lăsați-mă să-i trag o mamă de bătaie! Dar musafirii s-au pus la mijloc și l-au oprit în piept. Nene, lasă-mă! Stai, omule! Lasă-mă! Dacă nu șade frumos! Lasă-mă! Mai potolește-te și dumneata, că îl opărești, mama! Da! Pentru Dumnezeu! Lasă-mă, mai turba! Să nu! Mama, răpăgându! Arvanitu! Mă bați ai după ce-ți râzi de casa și de cinstea mea, hoțule, pe clivanule! Dacă te-ai îmbătat și ai poftă de băut, du-te de spate-țiitoarele până în fundul mahalalelor, țiitoarele pe care le îndop cu pumnii de lire și în casă te calicești până la lezgăie, râtane, porcule! Da, pe mine să mă băți, pe mine, mă scurteciune, pădăran, pe mine! Fata lui Hagi Cănuță, să îndrăznești tu să mă bați, mă, păcătosule, janghinosule, mă, râiosule! Stai tu, că te învăț eu pe tine, țigan! Ce ghenea turcească! Nea, la necaz, omul spune multe! Are mâna cinci degete și nu se potrivesc unul cu altul! Și măruntaiele din om, toți se ceartă uneori! Dar nu e bine să se auză lume de așa întâmplări într-o casă de seamă, ză! Gata, hai, strângeți masa, gata cu bailam! Biata cocoana acrivița lui Hagi Căruță. A ajuns de-o bate arvanitul la masă. După ce o înșală cu care iese înainte. Cum a fost ea crescută, mitica? Și pe ce mâini a încăput? O să o bage în pământ, păgânul. Lui Chirianulea i-a trecut repede necazul. Și iar, drag în sus, drag în jos, puiule și suflete, și orice poruncea dumnea ei, dumnea lui. Nu mai poți să postezi, tot umblând de paiubi și nimic n-am folosit, și nimic n-am folosit. Mă iubești, dragă acrivițo? Mai mă întreb, Ianulica, fosmu. Dragă Ianulica, am să te rog ceva, dar să-mi zici ba. Când am zis eu ba la vreo dorință, mătăluță, sufletul meu, ah, uite ce e. Tătița ar vrea să mărite și pe surioarele mele, să nu-i rămâie fete bătrâne în casă. Că au și început maha la joaicele, le știi, gurița. Să le zică... Iepele Lucănuță. Ah. Și nu prea are cu ce să le înzestreze pe potriva lor. Că dacă nu era om cinstit și filotim cum e, ar fi avut astăzi stare, da? Numai eu am avut noroc să te găsesc pe dumneata.
și plăcut și bogat și galantom și să mă iubești atât. Bine, puică, să le dăm. Cam cât? Păi știu și eu. 1200, a? Cam 1200 de galbeni. Bucuros sufletele. Adu-mi aminte mâine să mergem la Hagiul. Așa. Să-i numărăm paralele. Aha. Bibilico, acum haide să ne culcăm. Da, așa, și pe urmă, uite, știi, frățiorii mei, nu e bine să mai stai așa degeaba. M-am gândit să le faci dumneata rost de un capitălaș. Să se apuce și dânșii de vreo negustorie. O, sunt gogeamite găliganii acum. N-o mai face să se lase tot în spinarea bătrânilor. Pun-te masă, scoal-te masă, a? Ai zi, dumneata, nu zic bine. Dragă puiule, nu știi că eu zic ce zici, mătăluță? Adu-mi aminte mâine dimineață. Acum, hai să-i tragem un somn. Stai. Mai dăm o guriță. Ia nu lică. Pare Goria, tu Cosmo. I-a mai dat o guriță și-au adormit ca doi îngerași. A doua zi s-a isprăvit, dar avera. Au fost înzestrate surioarele amândouă și amândoi frățiorii încăpuiți. Iar peste câteva zile după ce i-a dăscălit pe larg cumnatul mai mare în toate privințele negoțului ca om încercat, au pornit cu chimirul plin după marfă. Unul cu corabia de la Galați către Smirna, înspre părțile răsăritului, altul până în Brașov, spre părțile apusului către Lipsca, în Chervan, un fel de car de transport, cum umblau negustorii pe atunci. Au mers lucrurile tot așa. A tot băgat mâinile Chirianulea în lada cu bani, a tot luat cu pumnul, la loc n-a mai pus nimic. Până a dat într-o zi cu unghiile de fundul lăzii. Au mai rămas vă 300 și ceva de lire. Să ajungă pentru coșniță și cheltuieli mărunte pe fă 2-3 săptămâni. Ei, și apoi ce-mi pasă? Mâine, poi mâine, se întorc băieții cu marfa, ne apucăm de negustorie și cu stăruință multă și puțin noroc umplem lada la loc. Până atunci, helbet! Avem credit destul. Chirianule, tocmai sosit două vești una după alta, destul de urâte. Cică băiatul mare, pe când se întorcea de la Smirna, i s-a cufundat corabia încărcată. Iar el, începător ten ale negustoriei, a fost uitat să o asigureze. Cel mai tânăr a dat la Lipscan, iar Maroc, peste Alchilipir. S-a întâlnit cu niște elini, căști amișune totdeauna prin îmbulzeala târgurilor mari. A hotărât cu ei la iuțeală un stosișor și așa de pe la aprinsul lumânărilor până dinspre ziua, le-au lăsat inichea. N-a mai avut băiatul nici cu ce să vie înapoi acasă. Ce să mă fac? Cum să răspândi vorba asta? O să intre la grijă mare creditor și o să creadă că rămân mufluz. S-o raduna cu toții la cafeneaua de la Hanul Cutei spre a se sfătui ce-i de făcut ca să mă țină zi și noapte sub pază. Nu cumva să o șterg înainte de sorocul plăților, cum au muflujii obiceiul. Ce-o să mă fac de acum? Căzut în sărăcie, în necinste și ocară. Ori să mă vâre întâi în temniță și pe urmă, când mi-ar da drumul să întinzi mâna pe la porții la altora, pe care i-am îndopat cu atâtea bunătăți și daruri. Și încă treacă mergă toate de ce te faci cu acrivița, fata lui Hagi Cănuță. Nu stă mult pe gânduri, stăpâne. Nu-ți mai rămâne decât să speli de grabă putina. Să te duci încotroirea cu ochii până dincolo de Mărul Roșu. În faptul zilei te-ai sculat binișor, ai strânge câtă drojdie să mai găsește pe fundul lăzii, te duci la grajd, poruncesc să-ți pui eșaua pe un buiestraș tătărăsc, spui argatului că mergi până la Snagov după plătică proaspătă, că adică de seara ai mosafir la masă, ieși pe poartă la pas și pe urmă cu ochii tot înainte, paciți-e drumul! Bună să-ți fie inima, chiar amargioală! Ianulica!
Cosmo! Chiară-o arghioală! Unde-i stăpânul? A, fugi, coana criviță! Ca să scape de creditori! Cum? Du-te de grabă și dă de veste negustorilor să pornească ceaușii de la agie după el! Repede! El a vrut să se abată din drumul mare, să o ia pe sub deal la dreapta, dar a dat de niște șanțuri. Buestrașul s-a potignit și l-a trântit cât colo. Atunci s-a sculat, a părăsit calul și a apucat-o pe jos. A suit niște uluci și le-a sărit pe urmă alt șanț și alte garduri, până când, rupt de oboseală, a ajuns pe culme. S-a oprit în fața vișoarei unui mărgin. Tocmai se spela pe ochi de dimineață la soare când... Bună dimineața! Necuțule, cum te cheamă? Bună dimineața, jupâne! Pe mine Negoiță mă cheamă, da pe dumneata! Chirianule, frate Negoiță, fă-ți pomană și mă scapă! Umblă niște dușmani să pui gheara pe mine să mă nenorocească! Ascunde-mă undeva pe aici și eu te fac un bogat! Iar dacă până-i pleca nu ți-o dovedi că te pot procopsi, atunci primesc să mă dai chiar dumneata pe mâna dușmanilor! Mă rog dumitale, frate Negoiță, nu mă lăsa în pierzare! Mă rog și iar mă rog! Ascultă-mă, Chirianule! Ce sunt dușmanii dumitale? N-or fi boieri? Că de, drept să spui, cu boieri în cârcotă nu mă bag. A, de unde boieri? Sunt negustori! Atunci te scap. Da. Ascunde-te sub claia asta de araci. Peste ea o să trântesc cocen de porumb. De grabă, că se aude tropo de cai. Bă, neguță, nu vă zici dumneata adineori trecând pe aici un negustor? Așa, așa, așa. N-am văzut. Hai că ți-am dat un bacșiș bun să ne spui încotro apucat, ha? Păi dacă nu l-am văzut... Spune-mă! Dumneata, poți să mă și omor dacă nu l-am văzut? Păi dacă n-a văzut omul, n-a văzut. Haide grabă înainte că pierdem vremea degeaba, ha? Hai. Au plecat, care călare, care pe jos, unii într-o parte, alții într-alta, ca nebuni. Slavă Domnului! Iertare, stăpâne! Te-am scăpat! Acum să te văz, Chirianule, te ții de vorbă? Nu știi cât sunt de îndatorat și cât vreau din tot sufletul să mă țin de cuvânt. Și le-a povestit toate pe șart Chirianule lui Negoiță. De cum a fost plecat din adâncuri după porunca împărătească și până în ceasul de față, toate, cu deamănuntul toate pe care Negoiță le-a ascultat cu plăcere mare și cu multă luare aminte. Da, ascultă bine cum te pot eu procopsi și pe dumneata. Eca? De câte ori ai auzit că a intrat dracu în vreo femeie, nevastă, fată, măcar fie, ori din ce loc, ori din ce neam ar fi, să știi că eu sunt ăla. Numai decât dar să vii acolo, că eu nu ies din ea, până nu m-ai gonit dumneata. Firește, dacă îi da de leac, degeaba n-are să-ți fie. Bărbatul femeii, ori părinții fetei, ori să te răsplătească frumos. Aha. Ce zici? Îți vine la socoteală? Cum nu? A răspuns zâmbind Negoiță, iar Chirianulea, după ce i-a mulțumit încă o dată, a plecat pacincolo. Nu se încheiase nicio lună după asta și, coborând Negoiță în târg cu niște vișine trufandale de vânzare, a aflat de la precupeț că... Zice că pe una din fetele lui Zanfirache, ulierul din Colentina, Ade s-a logodit cu Ilie Bogasierul de la Bărăție. Cește dracu de vreo 10 zile. Ce mi-au făcut? De scântece, molitve, degeaba. Da, părinții și logodnicul plâng într-una văzând-o cum se canonește. Și vorbește în toate limbile fără să le fi învățat. Și sporovește și îi turuie mereu gura și spune fel de fel de taine și pâine. De unde le mai fi știind? Stă luna și se crucește. Zice că sacul cu lire de la paharnicul Iordache din Dudești de lui s-a mai dat de urmă. Fura de grămăticul pe care l-au prins pe drumul Olteniței și a scăpat peste noapte din beciurile Agiei. Așa. Se află ascuns, pus
bine înfășurat într-un testemel cendiriu. Ce, ce? Verde! Ah, ah. În fundul sertarului de jos, de la scrinul de lângă soba din iatac, la clujerează Tarsița, măstușa după mama lui Aga, măsnără ca dumneavoastră. Se întâmplă, se întâmplă. Și că cine nu știe merchezul, poate scotoci în sertar cât poftește, că nu-i dă de fundul adevărat. Zice că adiata testament a lui Agop, tutungiul de la Sfinț, lăsată nepoatisii, nu-i scrisă de răposat. A tigluit-o pe urmă într-o noapte bărbatul sunt acord, cafegiul din Caimata, care vinde și Suliman și cana de păr, tacor cu avedic, paracliserul de la biserica armenească. Zice că fratele ăla, tinerelul, ăla de-abia îi mijește mustața, călugărașul sprâncenat, care ieșa de la preacuvioșia sa, părintele arhimandritul Hrisant, în curtea mitropoliei. Este fata a mai micșoară a lui Ristache Muscalciul de la Ploiești. Alergă lumea s-o fată și s-o ascultă. Cum a auzit Negoiță toate astea, s-a vârât printre lumea adunată și a spus părinților și logodnicului că el o scapă pe fata dacă i-ar da 100 de galbeni. Firește că bieții oameni n-au mai stat la gânduri. 100 să fie! Negoiță s-a apropiat de urechea pătimașei și făcându-se că o descântă, i-a zis încet și sfios: am venit, Chirianule, după vorba noastră. Am înțeles, dar drept să spunei că, Negoiță, nu te-am crezut așa de nătărău să mulțumești cu 100 de galbeni, ci o să-ți ajungă ție numai atâta. Ui. Trebuia să ceri gros, dar fiindcă ai greșit, te ierd de data asta. Acum mă duc la Craiova să intru în soția caimacamului. Săptămâna viitoare să te înființez acolo. Nu mă face să te aștept prea mult. Mai am și alte trebșoare. Nu, numai grija dumitale, da. Caimacamul își iubește nevasta ca ochii din cap, și bogat și darnic. Da, da. Socotește-te bine în talia asta, că de acolo încolo nu mai ai nicio putere asupra mea. Să știi că după aia sunt dezlegat de orice cuvânt și nu mai avem nimic de împărțit împreună. Zicând acestea, duhul s-a depărtat. Ați ascultat Caragiale Fantasticul, scenariu radiofonic de Constantin Codrescu, inspirat de proza fantastică a lui Ion Luca Caragiale, partea întâi. Distribuția a fost următoarea: poetul Mihai din Vale, Dumnezeu Constantin Codrescu, Sfântul Petru Petre Lupu, Dardarot împăratul iadului Valentin Teodosiu, Baba Monica Ghiuță, Chirianulea Ionel Mihailescu, împărăteasa Janin Stavarache, împăratul Radu Amzulescu, fiii împăratului George Grigore, Ionuț Chivu, Mircea Constantinescu, negustorul Ion Arcudeanu, sfetnicul Titi Dumitrescu, căpitanul Romeo Stavăr, acrivița Emilia Popescu, agiul Bogdan Caragea, târgovețul Nicolae Călugărița, Chiera Marghioala Camelia Zorlescu, domnița Anemarie Ziegler, femeile Roxana Joița și Laura Angel, crainicul Orodel Olaru, redactor Monica Patriciu, asistența tehnică Dana Lupu, Robert Vasiliță și Marilena Barabaș.
Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Constantin Codrescu și Vasile Manta. Caragiale, Fantasticul. Scenariu radiofonic de Constantin Codrescu, inspirat de proza fantastică a lui Ion Luca Caragiale. Fiul a făcut altfel de cum făcuse tatăl și a împărțit averea în două părți. Cu o parte să poată trăi cum se cuvine, iar cu cealaltă jumătate, în bani sunători, a hotărât să se pună pe petreceri, în caltea să-și destoarcă răbdările suferite sub strășnicia în care îl ținuse tatăsul. A strâns împrejurui o ceată de tineri de vârsta și de teapa lui. Prânzuri și zaiafeturi, cu mâncăruri și băuturi, care mai de care mai rare și mai scumpe, tarafuri de lăutari și cântăreții cei mai vestiți, dențuitoarele și dențuitorii cei mai aleși din orașul Bagdad. Toate chefurile astea l-au aruncat pe Abu Hasan în cheltuieli atât de nemăsurate, încât n-a putut o duce așa mai mult de un an. Cum n-a mai întins masă mare, prietenii s-au făcut nevăzuți. Fugeau de el îndată ce îl zăreau. Dacă din întâmplare da piept în piept cu vreunul, acela își cerea iertăciune și pleca repede, paci încolo. Le-a arătat în ce mare strântoare se afla. Niciunul dintre prieteni nu s-a lăsat înduioșat de vorbele lui frumoase. Ba unii chiar l-au dat afară și așa s-a întors acasă, amărât până în fundul sufletului. Știi în ce chip m-am purtat mai de zi. M-am strâns atâția prieteni împrejurul meu. I-am îndopat cu câte bunătăți mi-a dat prin gând. Și atunci când n-am mai avut ce le da, cu toții m-au părăsit. Nu am găsit la ei nici urmă de recunoștință. Ei, băiete, n-am vrut să te opresc de la ce ți-ai pus în gând. Dar să mai spun încă o dată, degeaba tragi nădejde. Mamă, eu înțeleg și cred ce-mi spui. Dar am vrut să mă luminez singur despre mișelia omenească. În loc de prieteni, am găsit doar niște ticăloși. S-a isprăvit să nu-i mai văd în ochi niciodată. O parte din venitul meu, slavă Domnului, mi l-am păstrat și acum știu cum o să-l folosesc. Mi-am socotit venitul bine și l-am împărțit ca să-mi ajungă de cheltuială în fiecare zi. Am să poftesc în toate serile la masă câte un singur musafir, pe care o să-l ospătez cumpătat, dar cuvincios. Îl voi cinsti ca pe un oaspete adevărat, dar numai de va fi nu un localnic, ci un străin ce va pleca apoi care încotro. Tu încă nu știi ce va să zică prietenii de petrecere, dar o să-i cunoști. După cum pusese la cale, Abu Hasan își îngrijea de dimineață să cumpere toate trebuincioasele pentru cine și pe seară mergea să se așeze lângă podul Bagdadului. Cum vedea un străin, îl dintâi care ieșea înainte, măcar de orice teapă ar fi fost, îl poftea politicos să-i facă cinste, a venit să petreacă noaptea aceea acasă la dânsul.
A doua zi dimineață, Abu Hasan îi zicea musafirului: când te-am poftit aseară să cinezi la mine, ți-am spus obiceiul meu să nu te suc, că acum te poftesc să pleci. Vezi și de treburile dumitale. Cu plecăciune și mulțumire, prea cinstită gazdă, cu bine. Umblă cu Dumnezeu. Într-o seară, când ședea după regula lui la capătul podului, zări un om ce era îmbrăcat ca un negustor de la Musul, care parcă s-ar fi dat chiar atunci jos de pe corabie. În urma lui mergea un rob mare și voinic, o namilă de om. Străinul părea fi un bărbat de seamă, vrednic de toată prețuirea. Preacinstite domnule, bine ai venit sănătos la noi la Bagdad. Te rog, prea plecat, să-mi faci cinstea să poftești la cină cu mine și să-ți petreci noaptea asta în casa mea, ca să te odihnești bine de oboseala călătoriei. Și ca să-l îndatoreze și mai mult a pofti la el, i-a spus în câteva cuvinte ce pretenții are dânsul cu musafirii lui. Străinul a făcut haz de gustul lui, dar a voit să cunoască mai de aproape pe acest om atât de ciudat. Abu Hasan l-a dus acasă, l-a poftit să șadă la loc de cinste. Cina era gata și masa pusă. Porumbei gătiți cu zarzavaturi și orez, gâscă la tavă, clapon frit cu patru puișori rumeniți de jur împrejur. Altceva, nimica. Toate bine făcute. Au mâncat amândoi din toate petăcute și pe nebăute după obiceiul locului. După de mâncare, mama lui Abu Hasan le-a dus fel de fel de... poame de care se găsesc în această vreme a anului. Turte uscate de migdale. Când s-a înnoptat bine, mama a prins lumânările, apoi a adus niște ulcioare cu vin. Rogu-te, măicuțe, ai dat de mâncare robului venit cu oaspetele meu? Îndată, fiule, îndată, îndată. E, prea cinstite domnule, te invit să faci ca mine. Nu știu ce-i fi gândit dumneata, dar după mine, drept să spun, omul care urăște vinul, vrând să se arate înțelept, nu-i înțelept deloc. Veselia e un lucru bun. Trebuie să o căutăm și să o găsim în fundul bardacei. Vorba dumitale e cu minte. Ești un om de ispravă. Îmi place că te văz chefliu și vesel. Și rogu-te să-mi torni și mie. Hai, gustă, gustă, te rog, preacinstite domnule, și spune drept, ha? Așa-i că-i bunicel? Sunt cum nu se poate mai mulțumit și mai vesel că m-am întâlnit astăzi cu un bărbat așa de deosebit cum ești dumneavoastră. Hai, halal să-ți fie, să trăiești. Ești vrednic de laudă, prietene. Dumneata, în fiecare zi, ai plăcerea să primești la masă și în casa dumitale un om cu care stai frumos de vorbă și îl îndatorezi într-atât încât unde s-o duce să te pomenească și să-ți laude casa, masa și primirea dumitale atât de cuvincioasă. Numai că din vorbă în vorbă nu luăm seama că prea lăsăm vinul să se trezească. Te rog, bea și dumneata și toarnă-mi și mie. Da, da. N-aș vrea să-ți pierzi odihna pentru mine. Haide să ne culcăm. Și fiindcă mâine dimineață eu o să plec, poate până nu te deștepți dumneata, îți spun de acum că am rămas foarte încântat de ospătarea ce mi-ai făcut. Numai de un lucru îmi pare rău, că nu știu cum să-ți arăt recunoștința mea. Spune-mi, rogu-te, cum aș putea plăti de atâta bunăvoință ca să vezi că nu ace cu un nerecunoscător? Cinstite domnule, nu câtuși de puțin, că numai așa, ca om politicos, îmi arăți atâta bunăvoință. Pot să te asigur că eu
n-am păsuri, nici daravel, nici vreo dorință anume. Așa că n-am a cere nimănui nimic. N-am cea mai mică poftă de mărire și sunt foarte mulțumit cu soarta mea. Îți mulțumesc că ai poftit în casa mea și mi-ai cinstit masa așa bună rea cum s-a putut găsi. Hai să mai... Și totuși, parcă aș avea și eu ceva ce mă supără. Să vezi ce e. Aici la noi, în Bagdad, fiecare mahala își are geamia ei, cu câte un iman, care-i dator să facă rugăciunile la ceasurile hotărâte după lege. Imanul de la geamia noastră este un bătrân înalt, uscățiv, posomorât și tare fățarnic. Ctitorii, patru vecinii mei, sunt ca și el niște bătrâni ursuri și zavisnici lucru mare. În toate zilele se adună împreună cu toții și alta n-au de vorbit decât bârfeli și răutăți. Vâră fitile și zezane în toată mahala. Crapă de necaz că nu pot să stăpânească dumnealor pe toți mahalagii noștri. Să-i poarte ei de nas după cum le place lor. Ei, vezi, asta mă rămâne decât. În loc să-și vază popa de legea lui și ctitorii să se îngrijească de geamie, dumnealor se leagă de lume și nu o lasă să trăiască în bună pace. Cum văz eu, dumneata ai dori să le mai scurtezi limba celor bârfitori. Precum zici, întocmai. De ce nu mă face Dumnezeu pe mine calif măcar o zi? Numai o zi. Bă, bine, să zicem că ai fi calif. Ce ai face? Ce aș face? Ce aș face? Aș face ceva să rămână de pomină. I-aș pildui strașnic pe dumnealor ca să aduc o mulțumire lumii de ispravă. Aș pune să le tragă la fiecare tor câte 100 de bețe la tălpi. Și imanului 400. Să-i învăț eu pe dumnealor, mă înțelegi, că nu-i treaba dumnealor să tulbure viața mahalagii. Mă înțelegi? Îmi place dorința dumitale, mai ales că o văd pornită din inimă dreaptă, care nu suferă să rămâie răutatea nepedepsită. Aș dori și eu să ți-o văd împlinită. Eu cred că dacă ar afla ce gânduri ai califul, ar fi în stare să-ți încredințeze puterea lui pentru o zi. Și cât mă vezi dumneata așa, un negustor ca toți negustorii, cine știe de nu ți-aș putea ajuta să o dobândești. Să lăsăm asta. Uite, e aproape miezul nopții. Hai să ne culcăm. Bine, bine. Da, 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 darul nostru mai are ceva la fund. Crezi că ar trebui mai întâi golit și pe urmă să ne ducem la cafea, nu? Un lucru nu mai te-aș ruga. Mâine dimineață când ai pleca, dacă noi fi eu deștept, să nu lași ușa de la drum deschisă. Abu Hasan se duce până la ușă s-o ferece. În vremea asta străinul, pe furiș, aruncă în bărdaca gazdei dintr-o cutiuță niște prafuri, peste el turnând vinul cât mai rămăsese. Acum te rog, iubită gazdă, să iei de la mine bărdaca asta și să o deșerți în cinstea și pentru dragostea mea. Da. S-a închinat, apoi a băut, dar n-a apucat să lase jos bărda goală, s-a lungit binișor pe perne și de îndată l-a furat somnul. Mesrur, da, stăpâne. Ia-l pe omul ăsta în cărcă și bagă bine de seamă în ce loc se află casa, să știi unde să-l aduci înapoi mâine când ți-o-i porunci. Și fără zgomot au ieșit din casă, robul ducând în cărcă pe Abu Hasan adormit adânc, străinul lăsând în adins ușa de la drum deschis.
Cum au sosit la casa străinului, au mers până în odaia unde așteptau slujitorii. Mesurul, adu-l de grabă pe Geafar. Am înțeles, stăpâne. Vedeți pe omul acesta? Acum dezbrăcați-l și culcați-l. Mâine dimineață, la ceasul hotărât, în tocmai cum faceți când mă deștept eu, așa să faceți și cu el, fără nicio deosebire. Să nu vă mai gândiți la mine, că vreme vă-ți afla în față-i. Până nu poruncesc eu altceva, poruncile lui să fie sfinte. El este stăpânul vostru. Iată-mă, stăpâne. Uite de ce te-am chemat, Geafar. Mâine dimineață, când vii după porunci, să nu te miri dacă în patul meu vei zări pe omul care doarme acum. Ascultă-l și îndeplinește-i cu sfințenie toate poruncile. De îți va porunci să împarți daruri în dreapta și în stânga, să faci ce-ți va spune, măcar de-ar fi să-mi sleiești toate lăzile de preț. Nu uita să vestești pe toți, de la mic până la mare, să-i dea mâine la ceasul hotărât pentru înfățișare toată cinstea ce mi se dă mie. Hai, du-te acum, caută să-mi faci întocmai pe plac. Întocmai, strălucite stăpâne. După plecarea lui Geafar, străinul a mers să se culce și el într-o odaie, poruncind lui mesterul să-l scoale până nu s-a deștepta Abu Hasan. Și astfel, a doua zi dimineață, a trecut într-o cămăruță de la cărei ferestruică putea vedea, fără a fi văzut, toată unde dormea încă prietenul de cu seară. Toți cei poftiți intrară pe rând și se așezară binișor în tăcere, după obicei, la locul cuvenit. Începuse acum să se lumineze de ziua. Era vremea de deșteptat pentru rugăciunea dinainte de răsăritul soarelui, după cum cere legea musulmană. Mesrul, care sta lângă căpătuiul patului, apropie de nasul adormitului un burete înmuiat în oțet de trandafir. Adormitul strănută îndată și miji din ochi. Deși nu era încă destulă lumină, văzu că se află în mijlocul unei odăi mari, de jur împrejurul lui niște tinere de o frumusețe nespusă, la spatele lor niște robi arabi. Uitându-se la învelitoarea cu care fusese acoperit, văzu că este din catifea stacojie, cu fir de aur și cu mărgăritare, iar lângă pat un veșmânt tot așa și alături pe perină o tichie de calif. Văzând toate astea, Abu Hasan rămase uimit și, aducându-și aminte de ce vorbi la masă cu musafirul, zise: asta-mi place, am ajuns acum și calif. Asta vis, ia să mai dorm puțin. Stăpânitor al credincioșilor, strălucirea ta să nu mai adoarmă, e vremea rugăciunii de dimineață, soarele stă să se arate. Unde-și? Aș, dorm, nu se poate, dorm. Stăpânitor al credincioșilor, strălucirea ta să nu se supere dacă îndrăznesc ai spune că trebuie să se scoale, afară numai dacă nu vrea să lase a trece ceasul rugăciunii de dimineață. M-am înșelat, nu dorm. Ce să fie asta? Unde mă aflu? Ce-i palatul ăsta? Minunățile astea, ce sunt? Robii și curtenii ăștia străluciți, frumusețile astea de curtene și cântările astea care te ridică în slavă. Cum adică să nu pot ilege? Visez ori sunt treaz? Stăpânitor al credincioșii, strălucirea ta să-mi dea voie îi spune că n-are obicei să se scoale așa târziu, afară numai dacă, Doamne ferește, nu se simte bine. Nu, așadar strălucirea ta trebuie numai decât să se suie în tron, că iată-te, acu-acu va suna ceasul sfatului domnesc. Ia, ascultă, cu cine vorbești? Cui zici dumneata, stăpânitorul credincioșilor? Strălucirea ta îmi vorbește astfel ca să mă pună la încercare, ori ca să glumească. Cine altul să fie stăpânitorul credincioșilor decât strălucirea ta? Mestrur, ticălosul rob, nu poate uita asta și bănuiește că poate vreun vis urât o fi turburat azi noapte odihna strălucirii tale. Ia, ascultă, tu, ciuriule, spune-mi, cine? Cine sunt eu? Prea înalte, strălucirea ta este stăpânul credincioșilor, care ține pe pământ locul stăpânului lumii. Mare mincinos ești, ma... Tu, fată drăguță, da, fii bună și... mușcă-mă de deget.
Nu, doamne. Da, cum să ajung eu peste noapte, calif? Drăguță fată, e adevărat? Eu sunt stăpânitorul credincioșilor? Mai adevărat nu se poate, prealuminate stăpâne. E atât de adevărat că noi rămânem toți mărmuriți văzând că strălucirea ta se miră de asta. Am înțeles. Și Matale ești o mincinoasă. Lasă că știu eu bine cine sunt. Ilustrul nostru stăpân vrea să se dea jos din pat. Sprijiniți-vă de umărul și mâna mea, luminate stăpâne. Să fie de bine strălucirii sale, zi fericită și cu noroc să-i dea Dumnezeu. S-au plecat cu toții până la pământ în fața mea. De bună seamă, prealuminate stăpâne. Doamne, ce minune! Dar cine mă culcai aseară și ce mă trezesc? Vezi cum se poate schimba viața de cu seară până dimineața? Mare lucru, ce să spun? Să mor dacă înțeleg ceva. Strălucirea ta... Tronul vă așteaptă. Tronul ce? Stăpânitor al credincioșilor, Dumnezeu să acopere cu harurile sale peste ta, iar pe dușmanii ei în flăcările iadului să-i prăvălească. Ai, oare am spune ceva deosebit? Strălucirea ta, toți credincioși așteaptă porunca strălucirii tale. Ia, așteaptă puțin de-al. Am de dat o poruncă grabnică capitanului poliției. Capitane, poftim mai aproape. Stăpânitor al credincioșilor, aștept porunca strălucirii voastre. Capitane, vino mai. Să merge acum într-un suflet în ulița. Se aplecă la ureche și îi șoptește în taină. Așa, din Mahalaua. Altă taină. În ulița aceea se află o geamie. Acolo ai să găsești stând la taifas un iman și patru bătrâiori cu barba albă, cei patru ochitori. Să pui să li se tragă de față cu dumneata câte 100 de vine de bou la tălp fiecăruia dintre bătrâiori, iar imanului 400. Pe urmă să te întorci fără zăbavă să-mi spui cum mi-ai îndeplinit porunca. Ai venit? Dumneata ce? În alte stăpâne, vizirul. Dumneata, vizirule, spune vistiernicului să ia o pungă cu 1000 de bani de aur și să o ducă tot în Mahalaua unde s-a dus polițaiul. S-o dea mamei unuia pe nume Abu Hasan. Eu nu am văzut în partea locului. Oricine-i cunoaște casa. Hai, du-te și te întoarce de grabă. În alte stăpâne, eu însumi voi îndeplini porunca. Du-te de grabă. Stăpânitor al credincioșilor, am găsit pe iman și pe cei patru bătrâiori stând la taifas în geamia aceea. Așa. Și ca dovadă că mi-am îndeplinit cu credință datoria în tocmai după porunca strălucirii tale, așa, am adus și adeverința aceasta. Bun, treci la locul dumitale. Stăpânitor al credincioșilor, porunca s-a împlinit întocmai. Bine, foarte bine. Dar nu ți-a dat gând să întreb pe bătrână? Fiusul, Abu Hasan, e acasă? Ce face? Ba da, strălucite stăpâne, cum să nu? Am întrebat-o și mi-a răspuns că fiusul e acasă, dar că doarme în odaia lui și nu-l poate trezi, fiindcă a dat la petrecere cu musafir. Mesrur făcu un semn către adunare. Sfatul s-a încheiat. Se răcesc bucatele. Dacă închinându-se rând pe rând înaintea tronului, Abu Hasan se coboară de pe tron și se așează la masa plină cu mâncăruri din care se ridică aburi de deosebite mirodenii. Pe de laturi s-au așezat 7 fete, una mai frumoasă ca alta, îmbrăcate de sus până jos numai din borangic străveziu. Abu Hasan, când a auzit și muzică în jurul lui, a rămas o clipă aiurit de atâtea minunății. Abu Hasan se așează la masă. Cele 7 fete au început să-i facă vânt cu niște apărători din pene mlădioase de păun. Drăguțelor, dar de ce vă osteniți să-mi faceți vânt toate? Poate să mă răcorească numai una singură.
Poftiți la masă alături de mine. Să-mi țineți de urât. Oricâte bunătăți am, să mă ospățesc singur nu-mi ticnește. Hai, poftiți. Hai, gustați măcar. Hai. Cum vă cheamă? Gură de mărgea, luna plină, rază de soare, bucuria ochilor, puful piersicii, raza inimii. Și tu, tu? Acadea de miere. Măsururi, ce frumoase sunt, măsururi. Până apoi fiecăruia, potrivit cu numele ei, câte o vorbă de duh potrivită. Când au văzut tinerele că Abu Hasan s-a săturat de mâncare, una dintre ele... Stăpânitorul credincioșilor vrea să treacă la dulcețuri și la vinul? Hai, aduceți de spălat! Este adus de către fetă un lighean din aur, o cană, un peșchir de mătase și, îngenunchind, l-a ajutat să se spele. Abu Hasan făcu un gest... tăcere. Ia de mână pe una din fete și o poftește să șeze alături. Tânără fată, cum te cheamă? Salpădare. Nu se putea un nume mai potrivit. Bine te-a botezat cine te-a botezat, dar eu aș zice că dinții tăi întrec toate mărgăritarele din lume. Drăguța mea salvă de mărgăritare, da. Tare m-ai îndatora să-mi umpli cu mânușițele tale, da, o cupă de vin. Da. Salvă de mărgăritare în sănătatea ta. Beau această cupă. Da. Pe tine? Cum te cheamă? Steaua Zorii. Nu se putea un nume mai potrivit. Bine, tată, cine te-a botezat? Dar eu aș zice că ochii tăi întrec toate stelele de pe cer. Drăguța mea, Steaua Zorilor, tare m-ai îndatora să umpli două cupe. Una pentru mine și una pentru tine. Și tot așa, cu una după alta, pe rând, până la cea din urmă pe care o chema Lumina Zilei, a băut 7 cupe pline. După aceea, salbă de mărgăritare, a mai umplut o cupă și foarte vesel a zis... Stăpânitor al credincioșilor, da? Îndrăznesc prea plecat a mă ruga strălucirii tale de un mare hatâr. Da, foarte bine. Să bea această din urmă cupă după ce va fi ascultat la noi un cântec pe care nădăjduiesc n-o să-i pară rău că l-a ascultat. Cu dragă inimă, sfântul meu. Ba chiar ca un stăpânitor al credincioșilor ce sunt, vă poruncesc să mi-l cântați, că nu se poate ca frumuseți de copile ca voi, orice ați face, să faceți frumos și drăgăstos. Să trăiți, drăguțelor, halal să vă fie. Beau cupa în acun. Stăpânul! Veșmântul! Aduceți-i veșmântul! Mesurur! Da? Ia-l binișor și du-te de-l culcă pe divan acasă la el. Când vei ieși, nu uita să lași ușa de la drum deschisă. Am înțeles, stăpâne. În scurtă vreme... Mesurul s-a întors să-i spună stăpânului că îndeplinise porunca întocmai. Acasă, Abu Hasan, întins frumos pe perne, a dormit până a dormit foarte târziu. Mijind ochii, a început să cheme cu glas mângâios. Salvă de mărgăritare, Steaua Zorilor, gurițe de mărgean, frumoasa mea, așa inimii, unde sunteți? Hai, veniți încoace, drăguțelor. Ce ai, fătul meu? Ce ți s-a întâmplat? Babo, cui zici tu, fătul meu? Dar ție cui să-i zic? Dar nu ești tu băiatul meu, Abu Hasan? Eu băiatul tău? Ce nu ți-i seama la vorbă? Eu, Abu Hasan? Ce tu trăgăiești acolo? Eu,
Eu sunt stăpânitorul credincioșilor. Pentru Dumnezeu, fătul meu, taci, taci, să nu te audă cineva, să creadă că ești nebun. Nebun, nebun ești tu. Nebun ești tu, babă. Nu vreau să spun că eu sunt stăpânitorul credincioșilor. Ah, fiule, fiule, ce duh rău te canonește pe tine de a-i ureze așa. Dar nu vezi că ești în odaia ta, în odaia în care te-ai născut și ai trăit până acum. Dar privește în jurul tău. Mi se pare și mie că ai dreptate, parcă așa ar fi. Eu sunt Abu Hasan, tu ești mama și amândoi suntem în odaia mea. Da, așa, fiul meu, bine că ți-ai venit în simțiri. Ce? Piei! Piei, dinainte mea, scoate, bătrână! Nu! Nu sunt fiul tău, sunt stăpânitorul credincioșilor, piei! Pentru numele fiule, dar vino-ți odată în fire, taci, să nu te audă cineva. Să nu te mai văd. Piei, piei, sunt stăpânitorul, piei, piei, înțești, piei! Mama, văzând că nu e chip de înțeles, a început să se bată cu pumnii în cap și să se bocească. Abu Hasan s-a mâniat și mai tare. A început să o înjure, ba ca un copil blestemat, s-a repezit să o îmbrâncească, să o dea cu capul de pereți, să o strivească și mai multe nu. Bătrâna a țipat de s-a strâns toată mahalaua. Nu sunt eu, eu sunt stăpânitorul. Ce faci, Abu Hasan? Ți-ai pierdut mintea și frica de Dumnezeu să ridici mâna asupra mătii? Cine este acela despre care vorbiți? Cum îndrăzniți să-mi ziceți mie Abu Hasan? Mă cunoașteți voi pe mine cine sunt? Eu sunt stăpânitorul credincioșilor. Afară! Afară toți, afară! Am nebunit! Afară! Să-l oprim, afară, să nu facă vreo boroboasă! Să-l legăm de mâini și de picioare! Afară! Alerg la îngrijitorul Palamu, să nu mă unde știe! Să aducă fără zăbavă câțiva slujitori, funii, chinci, ține de bou! Ține! Abu Hasan a început să se zbuciume, să urle, dar îngrijitorii l-au domolit în grabă cu câteva pe spinare. L-au legat burduf și l-au dus la Balamuc. Acolo, după ce i-au tras după regula casei vreo 50 de vine de bou, l-au închis într-o colivie zăvrelită. Și pe urmă, 3 săptămâni de-a rândul, același tain în fiecare zi. Ei, spune, tot te mai crezi că ești stăpânitorul credincioșilor? N-am nevoie de povețele tale. Nu sunt nebun. Măi, omule, vino-ți în fire. Ascultă-mă pe mine. Dacă o să mă mai chinuiți multă vreme tot așa, o să nebuniți de-a binelea. Măi, norocita bătrână, Mike, vine în toate zilele să cerceteze cum îți mai merge. Plânge de se prăpădește când te aude văitându-te și îți vede spinarea și șalele umflate, pline de vânătăi. Dar de câte ori deschide ea gura, o ocărăști și o gonești. Babă, bătrână, scorpie, nu te mai văd. Lipsește, piei, piei dinaintea mea și tu, sluga Balamucului. Piei, eu sunt stăpânitorul stăpânitorilor. Eu sunt. Bine, să zicem că sunt calif. Apoi atunci, dacă sunt calif, cum de m-am deșteptat la mine acasă? De ce m-am trezit înconjurat de robi și de curteni? De ce m-am levizir și atâția ofițeri din prejurul meu m-au părăsit? Nu se poate. A fost numai un vis. Da, am poruncit polițaiul să pedepsească pe cei 5 bârfitori și vizirului să ducă o pungă mamei. Și poruncile mi-au fost îndeplinite. Atunci, nu știu nici eu ce să mai zic. Nu înțeleg. Dar câte și mai câte nu le înțeleg eu. Și n-am să le înțeleg niciodată. Oh, fatul meu, cum îți mai e? Cum stai la cap? Te-ai mai dezbărat de duhul necurat care te canonește? Mama, acum văd și eu bine. Am fost ieșit din mine, te rog să mă ierți. Să mă ierți de păcatul groaznic ce l-am făcut ridicând ca un ticălos mâna asupra ta. Și rog și pe vecinii noștri să mă ierte dacă vei fi supărat cu ceva când am fost apucat. Un vis m-a smintit, mamă. Un vis
ciudat din calea afară, care desigur ar fi smintit pe orice om mult mai cuminte ca mine. Oricum o fi fost, de acum știu că a fost numai închipuire. Sunt sigur că nu sunt safie de calif strălucit, ci numai și numai bietul Abu Hasan oasele rupte. Oh, da, sunt fiul tău, care te-a cinstit întotdeauna până în ceasul acela blestemat al păcatului și de care de acum, pocăit, are să te cinstească până la moarte. Lasă, lasă, fătul meu, eu te-am iertat. O să te ierte și Dumnezeu. Și noi să-i mulțumim că te-am mântuit de curat. Domnule îngrijitor, da, fiul meu este tămăduit de tot. Fie-ți milă și dă-i voie să meargă la casa lui. Îngrijitorul l-a sucit, l-a învârtit și văzându-l teafăr în toată firea, i-a dat voie să meargă cu mamă sa la casa lui. Abu Hasan, întorcându-se acasă, s-a așezat la pat să-și caute de sănătate. După câteva vreme, simțindu-se iar în putere, a început a-i se urâ să stea serile singur în casă și așa s-a hotărât să se apuce iar de tabietul lui de mai înainte. A plecat așadar într-o seară pe la sfințit să-și caute un musafir. S-a așezat ca de obicei pe o labiță și a așteptat să-i pice un străin. Nu se așezase bine când zării venim peste pod pe negustorul lui de la Musul, ca și întâia oare cu zăplanul de rob după el. Doamne, iartă-mă! Mi se pare că ăsta e vrăjitorul care m-a fermecat. Am tors ochii în altă parte să nu-l mai vază până n-o trece. Acum era sigur că numai de la acest negustor s-au tras lui atâtea boroboațe și supărări. Străinul l-a zărit pe laviță și a luat seama că își întoarce capul într-adins ca să nu-l vază. L-a ocolit binișor și, aplecându-se, i s-a arătat ochii în ochi. Ei, dumneata ești frate Abu Hasan. Mă închin cu plecăciune, dă-mi voie să te sărut. Ba, eu nu mă închin dumitale cu plecăciune deloc, că n-am nevoie nici de închinăciunea, nici de pupăturile dumitale. Hai, du-te, du-te, vezi-ți de drum. Cum se poate, nu mă cunoști? Nu-ți mai aduce aminte ce bine am petrecut împreună acum o lună? Seara la dumneata acasă, când mi-ai făcut cinstea să mă ospătezi așa de frumos? Nu, nu, nu te cunoști și nici nu știu despre ce vorbești. Hai, du-te, lasă-mă! Nu-mi vine să cred că nu mă cunoști, că doar nu de mult ne-am văzut. Trebuie să-ți aduci aminte cum ți-am mulțumit de buna dumitale găzduire, ce bune urări ți-am făcut și cum ți-am făgăduit să te ajut. Ca om cu trecere în lume, ce mă aflu? Nu știu ce trecere fi având și în ce lume, n-am câtuși de puțin dorință să-ți o pun la încercare, dar știu că după urările dumitale am ajuns nebun. Cum? Așa că rogu-te, dacă iubești pe Dumnezeu, vezi-ți de drum. Dă-mi pace! Iubite frate Abu Hasan, prea ești aspru cu mine. Te rog, nu mai îmi spune astfel de vorbe care mă mâhnesc. Fă mai bine hatârul și îmi povestește ca la un adevărat frate ce ți s-a întâmplat, ca să îndepărtez răul pe care zici că ți l-am făcut și să-ți cer iertare că și de ți-o-i fi făcut poate vreun rău, n-a fost nici cu voie, nici cu știrea mea. Crede-mă, rogu-te, să te creează Dumnezeu. Negustorul a rostit vorbele acestea cu glas cald, pornit din inimă, că Abu Hasan s-a mai îmbunat și după ce și-a întors ochii către el, i-a zis mai blând. Poftim, șezi acolo lângă mine să ți le povestesc pe toate, ca să vezi că nu degeaba sunt supărat pe dumneata. Și astfel Abu Hasan și-a povestit toate întâmplările cu deamănuntul și de Palat și de Balamuc și le-a povestit ca și cum toate s-ar fi petrecut în vis. Și să nu te miri când îți voi spune că dumneata ești vinovat de toate câte mi s-au întâmplat.
Adu-ți aminte că te-am rugat, dacă pleci de dimineață până noi fiu deștept, să închizi ușa de la drum. Și dumneata n-ai închis-o. Ca să intre duhul necurat, să-mi umple capul cu visul acela care... Ce zice, era un vis frumos. Dar pe urmă numai eu știu ce a tras pielea mea după urma lui. Dumneata ești vinovat. Tu-i tuc de toate câte le-am pătimit. Așa? Care va să zică dumneata îmi și râzi în nas când eu mă jelesc de răul pe care mi l-ai pricinuit. Ori gândești că-ți spun moș pe groș ca să glumesc cu dumneata. Poftim, uite. Uite, uite, ca să vezi că nu mint. Uite ce-i pe spinarea mea. Oh. Ridică-te, te rog, iubite frate, și vino. Hai la dumneata acasă, doresc să mai petrec încă o dată astă seară cu dumneata. Și mâine, cu voia lui Dumnezeu, îi vedea că toate or să meargă bine. Bine de tot, ascultă. Mai bine nu se poate. Eu te iau și astă seară. Dar să te juri că mâine dimineață nu mai uiți ușa deschisă de la drum. Să mă pomenesc iar cu duhul necurat. Doamne ferește! Am făgăduit că de data asta n-am să mai uit. Să nu mă crezi vreun terchea berchea. Eu sunt negustor cu vază și om de omenie. În mine poți avea încredere. Ți-am dat cuvântul, ți l-am dat. S-a isprăvit. Așa au mers ei amândoi alături, cu robul în urma lor, până au ajuns acasă. Abu Hasan a aprins lumini în odaie, masa fiind gata, s-au apucat să cineze ca doi vechi prieteni ce erau. Mai târziu, bătrâna a curățat masa, a adus pometuri, uscături și băutură și s-a dus lăsându-i singuri. Au băut fiecare pendelete câte 5-6 bărdace, vorbind despre lucruri neînsemnate. Când musafirul a văzut pe Abu Hasan încălzit bine, i-a deschis vorba despre dragoste și l-a întrebat dacă iubise cumva în viața lui. Frate dragă, ce să spun? Mie, cel puțin până acum, dragostea mi s-a părut un fel de robie. Uite, să-ți mărturisesc drept, mie atâta mi-a plăcut în viața mea. Să mănânc, nu ceva scump, dar bun și curat. Și mai ales să beau un vinișor, cum știu eu, dar nu singur. Mi-a plăcut să petrec întotdeauna cu prietenii, mai ales cu un om deștept. La dragoste nu m-am prea gândit. Da, nu pot zice că sunt de tot neștiutor. Dacă s-ar întâmpla să dau peste o femeie frumoasă și veselă ca una dintre cele din visul de care-ți povesti, vraja inimii, parcă zicea. Să mă bucur de ea, că mi-e urât serile numai cu mine. Să-mi cânte frumos, să mă țină de vorbă, să mă facă să o plac și eu pe ea. Da, parcă n-a zis ceva. Poate chiar din potrivă. M-aș lipi de ea cu tot sufletul și m-aș simți fericit să-i robesc. De unde să mai găsesc eu așa fată? Vraja inimii, așa o chema. De ce să ne mai gândim la dal de astea? Ia mai bine să ne vedem de petrecerea noastră așa de plăcută. Hai, poftește. E păcat ca un om așa de plăcut, bun și deștept ca dumneata, care după cum văz eu ar fi și simțitor și la dragoste, nu? Să ducă viața asta singur cuc, fără să se bucure de plăcerile lumii. Nu mi-e greu să-mi duc viața asta liniștită. Mai bine așa decât să dau peste cine știe ce femeie ciudată și ursuză care să-mi amărească zilele, nu? Știi ce? Ia las pe mine. Am să-ți găsesc eu ce-ți trebuie dumitale. Atuiesc. Și ai să vezi că am să-ți nimeresc în tocmai după pofta inimii. Poftim! Poți bea chiar de acum în sănătatea aceleia care-ți va face fericirea vieții. Fie dacă poftești să beau în sănătatea aceleia care, cum îmi făgăduiești, cu toate că nu prea pun temei pe făgăduiala dumitale. A dat bărdaca peste cap, firește, numai decât l-a luat gaia. Străinul folosise o clipă de neatenție și îi scuturase în vin praful adormitor. Robul l-a ridicat în cârcă, aceeași punere la cale, aceeași rânduială,
toate întocmai ca întâia oară. Dar, în urmă, străinul a închis care de seamă ușa de la drum. A doua zi dimineață, Abu Hasan, când s-a trezit din somn, cam târzior, și-a mișcat puțin, a și început un cântec lin și dulce. A deschis ochii privind jur împrejur. Cântările au contenit deodată. Abu Hasan a închis ochii, a strigat îngrozit. Iar m-am apucat. Acum ține-te, iar la banc. Iar vine-ne de băut, Doamne, ține-te, ia-mă în pața ta. Iar mi-a făcut-o afurisitul ăla de muzafir. Mi-a lăsat ușa de la drum deschisă. Iar a intrat la mine duhul necurat. Iar mă chinuiește cu închipuiri și cu vederii. Nu mă lăsa pradă, satanei! Stăpânitor al credincioșilor, dacă strălucirea ta nu se ridică, deși s-a făcut ziua, atunci trebuie să împlinim porunca pe care mi-ai dat-o pentru asemenea împrejurare. Fetelor dragi, adică eu să fiu într-adevăr stăpânitorul credincioșilor? Fetelor, spuneți-mi drept, dar drept! Cine sunt eu? Stăpânitor al credincioșilor, strălucirea ta vrea să glumească, ori poate cine știe ce vis i-a tulburat închipuirea. Asta se poate pentru că strălucirea ta a dormit astăzi peste obicei. Dacă mi este îngăduit, pot să povestesc strălucirii tale toate cele întâmplate până aseară. De aceea strălucirea ta a dormit peste obicei până acum. Haide, nu mai spuneți. Aflați că de când v-am văzut pe voi, am fost la mine acasă. La mine, Abu Hasan. Acolo am vrut să o lovesc pe mama mea. Apoi de acolo m-au dus la Balamuc, unde am stat legat, ferecat 3 săptămâni și în toate zilele am căpătat tain câte 50 de vine de bou. Și voi vreți să crezi că toate astea au fost vis? Ai, mai bine spuneți că vreți să râdeți de mine. Și lor suntem toate în stare să jurăm pe tot ce are scump strălucirea ta, că tot ce ne spune este doar un vis. Strălucirea ta n-a ieșit de aici de ieri seară și de atunci a dormit toată noaptea nemișcat până acum. Nu știu ce spui, dar mă rog, uitați-vă peste. Pofim, spuneți, nici astea nu sunt aievea, că doar le simt și acum durerea. Vrajă inimii! Apucă-mă cu dinții de vârful urechii și strânge-mă să văd de visez ori sunt deștept. Sunt viu! Fata a îndeplinit porunca, așa că Abu Hasan a dat un țipăt. Atunci, deodată s-au pornit fetele să dănțuiască chicotin ca niște nebune. Abu Hasan s-a ridicat din pat numai în cămașă de noapte, s-a pornit să sară și să țopăie mai nebun ca toți și trage-i dans și țin-o tot așa și nu te da. Iubite stâne! Stai, Abu Hasan, oprește-te că mă omori, nu mai pot. Acum înțeleg. Dumneata ești negustorașul. Îmi pare bine și te mai plângi că te omor, că numai dumneata ești de vină pentru toate le-am pățit. În sfârșit, dumneata ești capul răutăților, iar eu sunt păcălitul. Ai dreptate, Abu Hasan, și sunt gata să te răsplătesc de tot ce ai pățit. Cum vei socoti tu însuți de cuvință? De acum ești ca un frate pentru mine. Cere-mi orice gândești că-ți poate face plăcere, al tău să fie. Stăpânitor al credincioșilor, prea plecat rog pe strălucirea ta. Deocamdată numai atâta înaltă bunătate să-mi fac. Să-mi spună cu ce mijloace mi-a zăpăcit astfel capul, vreau să știu, ca să-mi pot liniști de-a binelea mintea clătinată. Califul a binevoit să-i facă pe plac și a povestit toate cele întâmplate, pe care dumneata, ascultător, le cunoști cu deamănuntul. Deși am destui slujbași foarte pricepuți, tot voiam să cunosc eu singur cum merg treburile în împărăția mea. Și pentru acest scop umblam adesea tiptil, îmbrăcat așa ca să nu mă cunoască nimeni. Nu-mi puteam închipui ce ai să pățești.
că ai să suferi atâtea după urma unei glume. Dar fiindcă eu am făcut greșeala, tot eu treptez. Eu sunt dator a te înlesni să uiți toată supărarea ce fără să vreau ți-am pricinuit. Hai, spune-mi, ce pot face pentru asta? Stăpânitor al credincioșilor, oricâte rele am pățit s-au șters din amintirea mea din clipa când am aflat că mi-a fost pricinuite de califul din Bagdad, domnul și stăpânitorul meu Harun al-Rashid. Iată ce îndrăznesc a-ți cere, să mă pot cât mai adesea apropia lucirea ta, să am toată viața fericirea de a mă închina înainte-ți și a te servi. Dragul meu prieten, din suflet îți dăruiesc tot ce mi-ai cerut și îți mulțumesc din toată inima că numai atât mi-ai cerut. Oricând vei fi binevenit în casa mea. Iată pe soția mea, Zobeida. Ei i-am povestit toată istoria. Iubite stăpâne, eu am luat seama că de câte ori vine Abu Hasan, nu-și mai ia ochii de la vraja inimii. Și ea, cum îl vede, se zăpăcește de nu mai știe ce face. Știi că eu țiu la fata asta, cum și măria ta ții la Abu Hasan. Ce zici? N-ar fi bine... Draga mea, eu chiar i-am fost păgăduit prietenului Abu Hasan să-i găsesc o fată pe placul lui. Și cu atât mai bine s-a nimerit să și-o găsească el singur. Nu puteam primi o soție mai scumpă din mai binevoitoare mâini. Dar oare pot nădăjdui care să se învoiască și vraja inimii? Tu ce zici, vraja inimii? Sunt fericită a mă supune hotărârii prea iubitei mele stăpâne. Într-adevăr, ei s-au iubit foarte mult. Toată viața și-au petrecut-o nedezlipiți unul de altul. Vraja inimii avea toate darurile cu care să-l poată robi pe Abu Hasan. Nu numai că era frumoasă, dar după dorința lui știa să-i înveselească serile la masă. Ținea una cu el și la glume, dar și la bărdacă. În cinstea lor s-a făcut nuntă mare la palat, după care au urmat multe petreceri pline de veselie. Într-una din acele nopți, o ceată de măști care cânta, țopăia și chicota cu mare tinerimea flușturată ca obiceiul în carnaval, apare în jurul meu. Îndată ce m-au înconjurat, au început să mă tachineze. Una din fete m-a înlănțuit cu brațele de gât. Ce mâini subțiri și rece ai, măscuță! Iubitul meu! M-ai trist până în fundul sufletului cu sărutările tale. Fata m-a luat de braț și cu toții am pornit să ridicăm târgul cu nebuniile noastre. Dar iată că în bătaia unui felinar ne întâlnim cu un bătrân gros și pântecos, negustor provincial. Tot s-a oprit. Măscuța mea se repede la negustor strigând: Unchiule! Sufletul meu, nepoțico! Ea îl ia de gât cu aceleași mâini subțiri și reci și pupă-l. M-am repezit să-i despart. Dar cum îți îngădui una ca asta? Și tu, ce faci, fată dragă? Ce mâini reci și subțiri ai? Ești ființă sau nălucă? Durere. Fata și negustorul mă îmbrâncesc, îmi dau cu tifla și pleacă toți în alai nebun râzând. Am rămas singur și am să stropesc iară cu lacrimi calde mormântul iluziilor mele, ca să crească deasupra florile pe veci pierdute în veci neuitate tinere sfint amintiri. Mâhnit peste măsură,
gândul pașii m-au purtat iar către... Iar dumneata, drăguță? Iar e o sfinte petre. Păi atât a fost plimbarea? S-a isprăvit, sfinte petre. Mă simt zdrobit de atâta umblet. Mă gândeam să te rog să mă las să mă apropii de Domnul. Pe drept să-ți spun, drăguță, nu e vreme potrivită să te înfățișezi. E foarte supărat pe oameni, fiindcă îi vede cum se învrăjbesc și se dușmănesc între ei și-s gata, gata să facă iar războaie și vărsări de sânge. Sfinte Petre, umblam de colo până acolo. Am intrat într-o seară pe gangul unui palat. M-am suit pe scări, se îmbulzeau fel de fel de oameni. Am nimerit într-o sală mare, acolo țineau sfat diplomați și militari. Pe o masă mare stau întinse hărți, documente, tratate, iar în capul mesei, într-un jeț mai înalt, aromea dulce un comandant bătrân, cu toate că toți ceilalți făceau gălăgie strașnică, strigând înfierbântați, unii pace, alții război, alții cine mai putea înțelege ce. Am înaintat până la masă și cu glas tunător am strigat: pace, pace! Înțelegeți? Înțelegeți, pace! Altfel Domnul se va scârbi peste măsură de purtările noastre. Dar unde a fost chip să urmez mai departe? Un general m-a luat de ureche, m-a învârtit pe loc și m-a consiliat de dinapoi să zbor pe scară în jos. Da, e adevărat, grăi, drăguță, căci Domnul este peste măsură scârbit de purtările lor și chiar se gândește cum să-i pedepsească amarnic cu foc, apă, cu tremure și alte răni ca să-i aducă la calea pocăinței. Să-ți spun drept, sfinte Petre, e tare urât pe pământ. Din toate gândurile și faptele, doar cu atât am rămas. Uite, cu foile astea scrise. Da. Sfinte Petre, dacă nu te superi... Nu mai pot de la mine, drăguță, fără voia Domnului, că foile astea le-am și eu luate în primire, cu socoteală. Fă bine și te roagă singur, hai! Doamne, am încercat să fiu un martor viu al vremii mele, dar nu-i de ajuns. Iată scrierile mele. Ia ascultă, măi, băiete, nu mai scrie atâta. Fă și tu aici că economie. Vezi ce scumpă-i acum hârtia. Iertare, Doamne, fără voia mea. Petre, da. Bun băiat o fi ăsta, dar e cam... Cam cum, Doamne? Cam găgăuță, nu ți se pare și ție? De, Doamne, fiecare cu partea lui, partea poetului. Și se făcură nevăzuți în împărăția cerurilor. Eu, poetul, am rămas singur în mijlocul lumii. La ce bun atâta risipă a minții și a sufletului? Economia. Asta contează. În țara asta, dacă ai scris piesă de teatru,
Nu poți să bei măcar o bere liniștit, nu? Pleacă în negru, aruncând lumii opera. Ați ascultat Caragiale Fantasticul, scenariu radiofonic de Constantin Codrescu, inspirat de proza fantastică a lui Ion Luca Caragiale, partea a treia. Distribuția a fost următoarea: poetul Mihai din Vale, Dumnezeu Constantin Codrescu, Sfântul Petru Petre Lupu, Abu Hasan Dan Condura, Califul Radu Amzulescu, Mesrur Bogdan Caragea, Jafar Sorin Gheorghiu, Mama Monica Mihăescu, Zobeida Janin Stavarache, Fetele Petronela Stiopu, Laura Angel, Anemarie Ziegler, Violeta Berbiuc, Tuciuriu Titi Dumitrescu, Crainicul Orodel Olaru, redactor Monica Patriciu, asistența tehnică Dana Lupu, Robert Vasiliță și Marilena Barabaș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia artistică Constantin Codrescu.